Deci eu consider că există două dezavantaje imense ale dietei vegane. Așa că toată lumea să facă schimbarea asta. Mm -hmm. Și a fost șocant pentru mine când m-am lovit de niște, nu știu, și refuzuri și rezerve. Cred că ai primit critică pentru că oamenii cumva nu rezonau cu partea asta de veganism și le era frică de o schimbare care ar putea să funcționeze. Nu am să te mint, adică n-a fost super simplu, dar opțiunea de a eșua nu a existat. Adică în momentul în care vrei să faci un lucru să funcționeze, îți iese. Adică eu așa consider. Dacă vrei să găsești scuze, vei găsi. Și am zis zero scuze. Culturismul natural are fanaticii lui. Absolut. Că sunt oameni care ți atribuie moralitate. Natural bun, dopat rău. M-am pregătit natural, apoi pe substanțe, apoi am renunțat la substanțe. Peste jumătate de ani m-am făcut vegan. Am concurat natural și vegan. După care am intrat pe TRT, din Așa. nou. Și acum să dă continuare vegan, dar pe TRT. Testosel okay. replacement therapy. Bifonul nostru m-a dus la TRT. M-a făcut să folosesc steroids. Putem să discutăm și de zona okay. de dopaj. Asta clar scade niște... Ai luat ori... de la ce vârstă. Da, da, da. Chiar trebuie discutată chestia asta. Cât, câți ani de sală aveai până în punctul în care ai luat steroids mm. Bine v-am găsit la un nou episod din OPTIM. Podcastul unde discutăm sfaturi avizate pentru viața de zi cu zi. Astăzi el am alături de mine pe Marius Mitrache. Culturist de performanță vegan și creator de conținut. Marius, să-ți mulțumesc că ai venit și aș vrea înainte să începem să-mi cer niște adânci scuze, pentru că au trecut, a trecut ceva timp de când am avut un bif, noi acum câțiva ani ne-am certat puțin pe net și am scuze în primul rând în fața ta, și în fața audienței, pentru că ați asistat la o chestie total neprofesionistă, cred că nu e la nivelul niciunea dintre noi ce s-a întâmplat și mi-aș dori să îngropăm totul și să putem să creăm niște poduri în loc de ziduri. Uh, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea, și sincer, mă bucur că ai trecut peste tot ce s-a întâmplat și că putem să colaborăm împreună. Îți mulțumesc mult uh, și pentru scuze, și ți-l accept, și pentru inițiativă. Și eu aș vrea să-mi scuze pentru că nici eu nu m-am comportat uh, cum se cuvine, nici la adresa ta, nici uh, la adresa persoanei care ne-a unit, practic, în, uh, <laughs> în acest bif. Și da, timpul a trecut nu mai găsesc relevanță ce s-a întâmplat mai demult Nicio. și aș vrea să mergem mai departe către chestii nu doar profit, dar și utile pentru oamenii care ne urmăresc. Consider că ești și tu și sper din suflet că sunt și eu o influență bună în cel puțin în fitness, în România. Sigur, și în special în nutriție. Tu de-a lungul timpului ai fost cunoscut ca un avid promotor al stilului de viață vegan. Și aș vrea să te întreb cum a început totul pentru tine? Cum ți-ai dat seama că asta e o direcție pe care tu vrei să o urmezi și poate cum s-au schimbat oarecum trendurile sau înțelegerea ta de-a lungul timpului? Nu știu cât de urmă să merg, pentru că a existat un șir de evenimente care a dus la deciziile astea. De deci, ce înainte toate, nu m-am născut vegan, nu știam ce înseamnă cuvântul ăsta până nu chiar de mult. În urma unor introspecții, în urma intrări în posesia lui Snoopy, cățelușul meu, primul meu cățeluș, Așa. realizând empatia animalilor, realizând, nu știu, sentiența lor, cum visează, ce trăire au, ce personalități au. Am făcut altfel de legături și am realizat că n-aș putea niciodată să provoc rău unui animal și că sunt foarte deconectat de ce înseamnă să procuri hrana unui culturist, de exemplu, nu știu, patru mese de piept de pui zi de zi. Chiar m-am gândit, aș putea oare eu să-mi procur dacă aș sta la curte pui respectiv, să tai, nu știu, doi pui pe zi sau așa. Și mai am seama, băi, nu. Și este un divorț între ceea ce fac și ceea ce, ceea ce cred. Am intrat un pic și în zona asta de etică, filozofică a lucrurilor și mi-am pus diverse întrebări. Și am ajuns la un moment dat la concluzia că, băi, nu aș putea să fac așa ceva și dacă n-aș putea, nu pot să trec cu disonanța asta cognitivă între ce cred și ce fac. Și am zis, Oricât de greu ar fi și a fost foarte greu, credem că am tăiat o parte importantă din mine în momentul ăla. Uh -huh. Gândiți-vă că aveam 34 de ani, dintre care 17 de fiare, și identitatea unui culturist este strâns legată de proteina pe care o consumi și de niște stiluri de viață pe care ți le-ai asumat, de spiritul de antrenament pe care îl ai, de convingerile care sunt foarte tradiționale în fitness. Și a fost foarte, foarte greu să fac chestia asta. Noroc că știam niște nutriție și că nu a fost o tranziție dificilă din punctul ăsta de vedere, absolut deloc. Uh -huh. Am făcut-o de azi pe mâine, practic. Pentru animale. Ce am crezut că o să se întâmple, cred că sunteți familiarizați cu efectul de placebo, e bine, în cazul meu era ceva de genul Nocebo. Că mă așteptam să se întâmple totul la worst case scenario, că se poate de rău. Adio credibilitate, adio mușchi, analizele zero, uh -huh. pentru că nu prea avusesem modele. Când am căutat vegan bodybuilder, nu mi-a plăcut ce am găsit acolo, erau da. câțiva băieți din men's fizic. Eu în perioada aia concuram la culturism, eram mult mai mare decât ce vedeam acolo pe internet dar n-a zis o fac oricum. Și n-a fost o tranziție grea, după cum ziceam, a fost super ușoară și am avut super rezultate inițial, adică a plecat ca un experiment, nu știu la ce să mă aștept, hai să vedem. Multă susținere din partea comunității, că și atunci activam pe Facebook. După care, în momentul în care am început să postez, uh, uite, mă simt bine, e ok, nu e chiar rău. Atunci a început critica cea mai mare și asta a fost cea mai mare dificultate. Crezi că ai primit critică pentru că oamenii cumva nu rezonau cu partea asta de veganism și le era frică de o schimbare care ar putea să funcționeze, așa cred. Sincer asta Înțeles. e concluzia mea. Pentru că în urmă cu 2-3 săptămâni făceam parte din categoria, știu ce gândeam eu. Știu memurile pe care le-am postat în mod ironic, dacă o să intrați pe Facebook-ul meu, voceți 2015, 16, 17, o să găsiți memuri despre vegani, postate de mine. Pentru că Vin din zona aia, nu m-am născut, nu din punct de vedere dogmatic am ajuns acolo, ci din faptul că mi-am pus niște întrebări. Bun. Ca și rezultate, a mers foarte bine. Cea mai mare dificultate a fost asta, reacția celor din jur care m-a bulversat. Adică, mă așteptam ca toată lumea, în momentul în care află despre, nu știu, faptul că poți să ai o dietă sănătoasă, poți să-ți masa musculară, poți să activezi în parametri relativ asemănători cu cei din dieta omnivoră, mă așteptam ca toată lumea să facă schimbarea asta. Și a fost șocant pentru mine când m-am lovit de niște, nu știu, și refuzuri, și rezerve, și tot felul de, nu știu, insulte. Bun, mergem mai departe ca să răspund la întrebare cum s-au schimbat lucrurile de-a lungul timpului. Epistemologia mea s-a schimbat, adică de unde știi ceea ce știi. Am început să fiu mult mai select cu sursele din care îmi fac temele. Am început să nu mai fiu atât de militant, am realizat că nu vom vedea niciodată cu toții lucrurile în același fel, Chiar dacă ne putem pune de acord asupra dovezilor, uh -huh. nu vom avea aceeași răspuns la ele, nu vom avea aceeași interpretarea lor și nu orice aș face vreodată nu voi schimba chestia asta. Așa că eu consider că e mult mai important exemplul meu de a fi un om normal și oamenii să zică, a, e vegan. Deci să de fie șocați, se așteaptă la un stereotip. Dacă îmi permis, pentru că eu am multă experiență cu vegani, cu comunitatea de vegani și așa mai departe și tocmai poate pentru că am avut altercația cu tine acum ceva timp, cumva s-a creat impresia asta că eu sunt anti veganism și nu e deloc adevărat. Eu, în primul rând, respect foarte mult veganii. Din punct de vedere etic, nu cred că poți să faci ceva mai etic decât veganismul, din punct de vedere al alimentației. Acum, sigur, sunt 11.000 de alte probleme, fiecare își alege cauza, dar dacă vorbești despre alimentație, din punct de vedere etic, eu nu cred că ai cum să bați veganismul. Acum, unde vine oarecum diferența în perspectiva mea, e pe partea nutrițională. Nu consider că trebuie să fii vegan ca să fii sănătos, nu cred că trebuie să îți schimbi dieta într-o măsură atât de drastică, dr drastică dacă vrei să ai o dietă optimă pentru tine. Cred că de cele mai multe ori trebuie doar să ți-o optimizezi stilului tău de viață și, uite, dacă vrei, putem să discutăm. Ultimul studiu care a apărut despre vegani versus omnivori, probabil știți e un documentar care a apărut acum recent pe Netflix, scapă exact numele, dar cred că e ceva în genul Twin Study. Deci e un studiu care s-a făcut pe gemeni, lucru care e foarte bun pentru că au eliminat variația genetică foarte mult și au luat practic 21 de perechi de gemeni i-au împărțit în două grupe. Unii au fost vegani timp de 5 săptămâni, ceilalți nu au fost vegani. Și ce au observat la finalul studiului a fost că cei vegani au avut un colesterol mai scăzut, o rezistență la insulină mai bună și au avut o scădere în greutate de 1.5 kg. Lucru care e foarte bun. Acum, veganii din acel grup au mâncat cu 200 de calorii mai puțin și dacă faci calculul chiar atât ți iese. Îți iese cam un kil jumătate că pierzi în greutate. După care au consumat mai multă fibră, lucru care îți scade colesterolul, au consumat mai puțină grăsime saturată, lucru care în general îți scade colesterolul, și au consumat mai multă grăsime polinesaturată, care în general îți scade colesterolul rău, LDL-ul. Deci, oarecum, rezultatele astea nu au fost surprinzătoare. Eu nu consider că trebuie să fii neapărat vegan ca să fii sănătos. Nu consider că trebuie să urmezi nicio dietă ca să fii neapărat sănătos. Consider că trebuie să te informezi, consider că trebuie să-ți îmbunătățești stilul de viață. Și acum un scurt moment de mulțumire pentru sponsorul nostru, Genius Nutrition, care face acest show posibil. Dacă doriți suplimente de cea mai înaltă calitate, intrați pe GeniusNutrition.ro și folosiți codul ANDO12 la final pentru a obține 12% reducere. Vă mulțumesc și acum să revenim. Chestia asta în fitness în special, ai văzut că toată lumea se nișează pe o anumită, anumită are. Ba că te duci pe keto, ba, că te duci pe vegetarian, bă, pe nu știu ce. Ai aceeași perspectivă ca acum câțiva ani sau nu știu, ai avut-o vreodată că veganismul e uh, cea mai bună variantă pentru toată lumea? Cred că am avut-o. Cred că am avut-o. În continuare, cred că face parte dintre cele mai bune abordări pe care le poți avea dacă optimizezi, repet, dacă optimizezi, mm -hmm. dar e valabil pentru orice dietă, Absolut. chestia asta. Avantajul este etic. Eu nu fac, că, dacă am promovat vreodată chestia asta, nu știu, poate în trecut am făcut-o diferit, mi-e greu să mi aduc aminte neapărat, dar în momentul de față nu cred că este un, o singură cale de a ajunge la cele mai bune rezultate și e foarte greu de Analizat atât de granulat încât să ajungi și la un, la un studiu optim, la un studiu foarte relevant. Cred că cele mai bune ar fi. Tu crezi că s-a avut un studiu unde s-a analizat chestia asta care ar fi de calitate? Adică cea mai bună dietă posibil omnivoră versus vegană versus vegetariană, pesco, vegetariană? Mai eu am văzut un, o meta-analiză acum câțiva ani făcută la nivel de populație mare, nu știu, aveau ceva în genul 4 milioane de participanți din diverse surse, dar s-au uitat la, la mortalitate. Da? Și ce au descoperit e că nu e o diferență între diete din punct de vedere al mortalității. Deci, ok, cauza numărul unu pentru care urma un stil de viață e să nu mori la aceeași vârstă, dar nu a existat diferența asta. Diferența unde poți să spui că e, e că în general, când te muți pe o dietă, să spunem, vegană, în general îți crește cantitatea de fibră, care eu o asociez cu foarte multe beneficii. Eu cel puțin când aud de nebunia asta cu dieta carnivoră și cu keto, prima chestie la care mă gândesc e fibra. Ok, sunt atâtea date care ne arată că fibra e esențială în alimentația umană și că o consumăm prea puțină. De ce naiba nu consumăm mai multă și de ce nu se promovează chestia asta? Deci sunt total pe aceeași lungime de undă cu tine. Veganismul are un impact foarte mare din punct de vedere al fibrei. Dar și aici contează foarte mult cum o faci, pentru că poți să consumi înghețată vegană care e, e groaznică. Și poți să consumi cartofi prăjiți și total alte surse care nu sunt ce ar trebui să fie. Dacă mergi pe o alimentație cât mai neprocesată, și aici sunt sigur că poți să adaugi câteva cuvinte, cât mai neprocesată, la bază cu legume multe, cu fructe multe, cu fibră, cu leguminoase, cu cereale integrale, sunt sigur că se poate îmbunătăți alimentația indiferent că ești omnivor, indiferent că ești vegan, indiferent că ești vegetarian, orice ai alege să faci. 100%. Sută la de acord și în sentimentul tău. Motivul meu pentru care promovez și fac chestia asta nu este cel nutrițional. Adică, nu, dacă aș vrea să conving pe cineva, aș face un punct de vedere etic. Pentru că poți avea rezultate similare fără suferința animalelor, consider că matematica dă un plus pentru dieta asta. Adică ca și un. Orice alt job, aș vrea 1000 de euro. Bun, am două variante. dau un cap pentru 1000 de euro sau nu dau un cap? Bun. Cum obțin răul cel mai mic făcut al altora? Ne din în cap. Bun. O să merg pe varianta asta atunci. Adică ăsta este argumentul meu. Etic. Din punct de vedere nutrițional, 100% de acord, poți să ajungi la rezultate bune, foarte bune, cele mai bune, prin diverse metode. Și sunt multe, se poartă în momentul de față expresia de dietary patterns, uh -huh. adică tipuri de a mânca, cum ai zis da. tu, nu neapărat o etichetă, să-i spui dash diet sau mediteranean deși astea sunt trending în momentul de față. Da, deci argumentul pe care îl fac este etic, nu intențional. Mi-am schimbat un pic opinia, cred că, eram, cred că am considerat o perioadă că se poate doar așa. Uh, Ai făcut parte din clubul ăla de vegani extremi care ori ești cu noi, ori ești împotriva noastră? Sincer nu. Nu? Sincer nu. Păi e și absurd să faci așa ceva. Pentru că... E, eu cel puțin am o problemă cu chestia asta. Deci de fiecare dată când dădeam... Și încă mi se întâmplă. Marea Britanie cel puțin, dar e de o groază de vegani. E o chestie foarte la mod veganismul. Și o chestie care mă enerva de fiecare dată e gândirea asta că dacă mănânci cumva un produs animal, no. ești, zici că ești împotriva lui Dumnezeu, parcă ai făcut ceva, o crimă împotriva umanității. Și eu consider că deciziile alimentare ar trebui să fie individuale, fiecare să mănânce ce vrea. Dacă rezonează cu partea asta etică și asta e o problemă pe care tu-ți o pui înainte să te culci, atunci, sigur, by all means, urmează o dietă vegană cu cea mai mare. N-am nimic împotriva aici, am spus, din punct de vedere etic, eu nu cred că poți să alegi o variantă mai bună. Sunt total de acord. Da, sunt niște stereotipuri despre vegani alimentate, bineînțeles, de lucruri care se întâmplă în realitate, nu sunt nefondate. Mm -hmm. Explicația mea este următoarea. În momentul în care există, nu știu, un fel de inovație, dacă vrei, din punct de vedere, să zicem, nu știu, drepturile femeilor de a vota, drepturile, nu știu, persoanelor de culoare. Să zicem ale minorităților de orice fel Prima dată sunt atrase în zona asta mai liberală a lucrurilor Mai mm. militantă pentru drepturi de genul ăsta Sunt atrase persoanele care gândesc un pic diferit Mai puțin conservator dacă vrei Și atunci în zona asta de oameni care gândesc diferit Sunt și destul de mulți ciudați Cred că pot să-i numesc așa fără nicio problemă Dar ăștia sunt atrași de genul ăsta de cauze Nu doar în veganism, peste tot da. Și sunt foarte vocali sunt ca și, nu știu, 0,5% care îți lasă comentarii negative, dar foarte vocale. Uh -huh. Și sunt mult mai ușor de văzut. Sunt o minoritate foarte, foarte vocală. Și, într-adevăr, se fac memuri pentru ei, ajung virale, contenturile cu ei, dar nu, majoritatea nu stă așa. De exemplu, nu știu, când am văzut mai devreme la cafenea și m-a salutat un băiat, unul dintre ei era vegan. N-ai fi și niciodată că nu scrie pe el, nu. Da. Majoritatea oamenilor sunt oameni normali, sunt 2-3, uh, nu știu, sunt câțiva care se ascund și nu vor să știe nimeni pentru că le e teamă de critică, sunt alții care militează și cine știe ce mai fac, aruncă cu vopsea pe blânuri sau chestii da. pe care le vedeți cu peta. Da, de adevăr Da, pentru mine ți-am spus, sunt două tabere care, care, nu rezonez absolut deloc. Sunt cei care sunt extremiști, nu ești împotriva noastră dacă nu ești vegan sau keto sau orice altă tabără și aleg. Și sunt cei care spun că e the end of it all. Știi, e dieta supremă, a orice altceva e o prostie. Și nu, nu cred că e, e o chestie sănătoasă, cred că cel mai bine e pur și simplu să fii un model făcând chestia respectivă și dacă tu ai rezultate, poate altcineva e inspirat de rezultatele tale și poate vrea să încerce și el. Și atunci, dacă funcționează pentru el, super, toată lumea câștigă. Și cred că unde se află veganismul în momentul de față e o problemă oarecum economică dacă îmi permiți. E o problemă economică, pentru că, bun, sunt oameni care ar vrea să se mute pe partea vegană din punct de vedere etic, dar poate nu le place mâncarea, poate vor aceeași alternativă, poate vor, nu știu, un burger vegan care să fie la aceleași valori nutriționale, dar mai e problema economică. Da, pentru că în momentul de față există o paritate, o diferență la preț. Eu sunt sigur că pe măsură ce tehnologia va avansa, o să fie mai mulți care o să vrea să încerce și partea asta. Și o văd una cu potențial destul de mare acum putem să ajungem în argumentul de procesat, pentru că pentru a ajunge la același tip de aliment, îți trebuie o chestie mai procesată. Și cum probabil știi și tu, se promovează foarte tare chestia asta de neprocesat versus procesat. Și eu, așa cum am spus și adineauri, sunt de părere că în mare parte ar trebui să consumăm mâncare cât mai neprocesată, fructe, legume și așa mai departe. Dar unde tragi linia? Știi, despre asta vorbim. Unde crezi tu că e o diferență în percepția oamenilor versus alegerile corecte? 100%. Deci, în linii mari, sunt 100% de acord. Uh, mai puțin procesat, mai bine decât mai mult procesat, în general. Da. Dar, la modul filozofic, se numește naturalistic fallacy. Adică, pentru că e natural și se găsește în natură, atunci e bun. Din punct de vedere moral, din punct de vedere nutrițional. Ambele sunt false. Nici moral, nici nutrițional nu sunt adevărate. Din punctul meu de vedere, este folositor să lucrăm cu tagline-uri de astea simplu de ținut minte, pentru că, în general, dau rezultate bune. Dar, unde nu aș fi de acord este că tot ce e procesat e rău, tot ce e natural e bun, clar 100% nu. nu. Mie personal mi se pare că în momentul de față e un trend destul de nefolositor în online legat de treaba asta cu procesat. Adică orice li se pare procesat, de exemplu, nu știu, fasole la cutie. Uh -huh. Ce părere despre chestia asta e dăunătoare pentru nutriție? E, e foarte sănătoasă. E, nu și online. Okay. Deci există un divorț imens între nutriția corectă și ce se petrece în online. Și e foarte simplu, e ca un tagline. Dacă nu e luat din piață, dacă nu e luat din pământ sau whatever, nu e sănătos. Și chestia asta mi se pare că se duce și prea departe. Adică, uite, există o variantă a dietei vegane, dietă ro vegană. Nu sunt mare fan. Pentru că sunt unele chestii pe care nu prea le poți găti, le poți să la. Plus că, că ar trebui să mănânci non-stop, adică. Nu știu că non-stop, dar ce faci cu leguminoasele? Cum, Adică da. ce faci cu... Uh, care depinde cele mai sănătoase chestii pe care le poți Și mână. ai nevoie de ele. Sunt cele mai dense în proteine, au, au în, dintre toate uh, sursele vegane. Da. Adică cum. Sunt studii unde... Uh, pe japonezi, dacă mi-aduc aminte, la ei a fost de, a murit de intoxicație de la lectine. Pentru că au mâncat fasole crudă. Că de acolo vine cumva mitul ăsta cu lectine de la o luată și au. Gătitul, cu... gătitul mâncării e o chestie pe care civilizația umană a făcut-o de zeci sute de mii de ani. Adică, până la urmă, uite și cum e trendul ăsta relativ recent cu carne crudă de la liver king, că de acolo a pornit toată nebunia asta. Care a fost doar așa o, o mare memă într-un final, da? El nici măcar nu era natural cum spunea și a fost un detail basă de care era obvious, era evident de la. din avion, da? Dar cu toate astea a explodat pe social media și s-a promovat chestia asta de mâncat carne crude, mâncat organe crude, același lucru și cu, legumele. Adică clar în momentul în care le procesezi puțin, în special la leguminoase, extragi mai mulți nutrienți. 100%. Și ca să revin, deci avem nevoie de niște procesare, nu sunt fanul dietelor Raw vegane deci și, și spectrul ăla de neprocesat total nu cred că vine cu niște avantaje, ba din contră cred că vei pierde grupe întregi alimentare ne făcând chestia asta da. și riști, bun, le lași la înmuiat, cât se pierde din uh, antinutrienția aia, prin înmuiere. Nu știu să zic, probabil există și cifre dacă le căutăm, dar n-aș face chestia asta. Nu văd niciun beneficiu de a deveni atât de strict. Deci, ultraprocesat, uh, nu știu dacă mi se pare o idee bună la per total, dar și în zona aia de natural, totul natural, totul din pământ, nu știu, carnea negătită, ou ca în rochii de îl bei. Da. Deci extremele astea, în general, nu cred. Risc de sarmonelă, uhum. adică sunt multe, multe probleme. Uite, de exemplu, poți să spui că legumele congelate sunt procesate, pentru că au fost congelate. Dacă stai să te gândești, de multe ori sunt mai sănătoase decât cele proaspete, pentru că tu când le iei din magazin, ele deja încep să-și piardă din vitamine, încep să-și piardă din antioxidanți. Dacă le congelezi acolo, direct la sursă, atunci ai un aport de nutrienți mai bun. Și eu, eu am un argument foarte interesant ăsta pentru pro-procesare. Dacă stai să te gândești, Tofu e procesat, brânza e procesată, iaurtul e procesat. Unde, unde devin lucrurile periculoase? E în momentul în care ți-ai cumpărat un produs, e împachetat, e făcut într-o hală industrială, da? unde se bagă 10 linii de ingrediente în el. Da? Nu știi să citești multe dintre ingrediente, nu știi ce pot să fie. Acolo deja apar niște probleme. Ultraprocesat și ultrapalatabil. Mm -hmm. Acolo cred că e problema, de fapt. Că majoritatea da, lucrurilor care sunt foarte ușor de mâncat, da. cam alea sunt uh, problematice. Păi, Dar nu poți să spui mie că poți să faci binge eating cu, nu știu, cu tofu sau da, cu proteină. Da. Într-adevăr, e, e foarte dificil să faci treaba asta și ingineria modernă, că de asta vorbeam despre um, automatizările astea industriale, în care practic ei încearcă să taie costurile cât mai mult, în timp ce îți măresc palatabil palatabilitatea. Așa, și îți măresc densitatea calorică, pentru că noi, din punct de vedere evolutiv, în momentul în care ne trezeam în jungla, sau unde eram și dădeam de mâncare cât mai densă energetică, noi trebuia să, să, mâncăm cât mai mult. Organismul nostru, cu cât mănânci ceva mai dens caloric, cu atât își cere să mănânci mai mult, nu mai puțin. E, e puțin ciudat că te aștepta să fie invers, gen ești sătul, nu mai ai nevoie de, de aport energetic, dar e culmea opusul. Pentru că vrei să reții pentru mai târziu că o să ai mâncare. Noi încă nu suntem adaptați la tot mediul ăsta. Noi încă suntem în sălbăticie. 100%, total de acord. Nu știu câtă lume înțelege chestia asta, motiv pentru care a prins atât de tare tot trendul cu fasting. Da. Pentru că era ideea de fist or fast, uh -huh. adică durează foarte mult să-ți procuri hrană, nu știu, alergi 12 ore pe zi, 10 ore pe zi, te duci, vânezi, ești cu tribul, procesezi, tai, aduci, tai gazela, o aduci 10 km pe jos, se strică în 24 de ore, poate mai puțin la 40 de grade. Adică lucrurile au stat foarte diferit atunci. Plus că mai este survivor și bias. Mm -hmm. Adică ceea ce era natural, pentru că ne-a dus aici, zi până acum 100 de ani când lucrurile au devenit oarecum diferite, nu înseamnă că a fost cel mai bun lucru din lume. Asta mi se pare cel mai bun argument împotriva naturalistic felici, da. pentru că e natural e bun. Au supraviețuit la propriu doar oamenii care au făcut față condițiilor respective și da. sunt în funcție de zonele de pe glob diverse adaptări. De exemplu, în continentul african sunt unele adaptări. Mm -hmm. Și legat de digestia lactozei. Sunt două, poate tu știi mai bine, sunt Așa. două zone pe glob, zona uh, Europei de Nord, uh -huh. țările nordice și Africa, parcă. Da. Unde, nu știu, nu au, nu știu, 20% din populație nu au enzima, nu au lactază, uh -huh. ceva de genul. Adică, în funcție de unde au fost și de sezon și de climat, dietele da. au fost diferite. E absurd să crezi că a fost o dietă optimă. Noi suntem doar adaptați la mediul în care ne găsim. Problema intervine, uite, în ziua de astăzi am avut de făcut o prezentare acum câteva zile despre microbiom. Da? Și sunt acești acizi grași cu lanț scurt, care sunt produși de bacteriile care se găsesc în special în intestinul nostru gros. Iar în momentul în care tu mănânci fibră, fibra asta fermentează în stomac. Și se produc prin fermentare acești acizi grași cu lanț scurt, care au, niște impact, au un impact uriaș asupra, în primul rând, asupra creierului. Scad inflamația, Uh, în special au, au aportă asupra unei celule, se numește microglie, asta scade inflamația și corectează sinapsele greșite din creier, lucru care îți permite să eviți boli precum Alzheimer sau Parkinson și sunt o, o disbioză, în, în special în copilărie, deci un dezechilibru în culturile de bacterii bune versus ale rele, tocmai din cauza lipsei de fibre, poate din cauza portului prea mare de antibiotice în copilărie, poate din cauza mediului, că ai fost într-un mediu mult prea steril și nu te-ai jucat afară cu animalele, nu ai fost liber, duce la probleme precum autismul, se pare? Deci sunt niște probleme uriașe, iar noi în momentul de față, media europeană cel puțin, e sub 20 de grame de fibră consumată, lucru care e E ridicol de puțin, având în vedere că străbunii noștri consumau între 50 și 100 de grame de fibră pe zi. Și, probabil, ca și vegan, ăsta e unul dintre cele mai mari beneficii care îți apar. Consumul ridicat de fibră, în special dacă mergi pe partea mai neprocesată. Eu am super promovat chestia asta de-a lungul anilor. Și chiar și în video celebru pe care l-am făcut, Așa. spuneam despre fibră. Și 97% dintre americani sunt în în partea de deficiență, partea ironică, parte nu știu dacă ironică, ciudată, la chestia asta e că nu există uh, o doză zilnic recomandată. Gaidanurile pentru fibră sunt, sunt mai ciudate decât pentru B12, de exemplu. Nu sunt atât de bine uh, conturate, încât uh, nu e privit ca esențial, dacă nu mă șel. Uh, nu e privită ca esențială, dar e privită ca un lucru foarte important pentru sănătate. Da? Și dacă eu îmi permit să dau recomandarea, recomandarea mea e de un minim de 30 de grame de fibră pe zi. E minimul. Și nu contează că e solubilă, că e insolubilă. Cea solubilă se găsește mai mult în cereale, cea insolubilă e mai mult în coaja fructelor, legumelor și așa mai departe. Aia solubilă îți încetinește tranzitul, aia insolubilă îți grăbește tranzitul. Ideea e că ambele fermentează. Asta e important. Și ajungi la producția asta de acizi, grași cu lanț scurt. Și ăștia au atâtea beneficii. Adică Sistemul nostru digestiv, prin nervul vag, comunică direct cu creierul Și are aport asupra imunității, are aport asupra părții mentale Deci efectiv până și bariera sânge-creier e îmbunătățită de ce pot să facă bacteriile din microbiomul nostru E ceva crezi. e un subiect care mă interesat atât de mult Pentru că am impresia că abia acum începe să fie cât de cât înțeles Suntem în primele zile ale cercetării cu adevărat pe partea de microbiom Știu că s-au făcut... Uh... Destul de multe studii în ultimii ani, e un subiect relativ nou, dar are cred că da. 6-7 ani cel puțin și l-am urmărit cât de cât Și știu că s-au îmbunătățit simptomele pentru autism la administrarea unor tulpini de probiotice uh -huh. Zic bine? Da, da, da Bun, pe lângă toate chestiile astea Dieta vegană vine, într-adevăr, dacă este cât mai puțin procesată, nu zero procesată, deci nu neapărat Zona de uh, rovegan De la sine cumva, ca o consecință a, unui pattern sănătos, vine cu un consum mai mare de fibre, dar uh, un mic disclaimer pentru cei ce n-au consumat fibre de foarte mult timp, e foarte stai, posibil. Stai mult pe toaletă? E foarte <laughs> posibil, da, e foarte posibil. Și în ceea ce mă privește, da, poți să ajungi foarte ușor la un consum mult mai mare. 30, într-adevăr, e ber minimum, da. e doza de bun simț, de acolo trebuie să înceapă discuția, dar treptat, asta una la mână, doi la mână, legat de ce spuneam mai devreme, de colesterol scăzut. Um, L-am avut 101, mi-aduc aminte, înainte să de devin vegan. Aș fi vrut să am un set mai mare de analize și mai stufos din urmă. 101, deci practic erai puțin peste normal. Dacă LDL. LDL, ok. Iar prima dată când mi-am făcut undeva pe 2018-2019, l-am avut 46, uhum. după care 42, după care 36. Uhum. Deci, în zona de sub 70, da. În zona de sub 60-70 știu că deci, e... practic, risc cardiovascular foarte scăzut. Da, la sub 60-70 știu că arată, arată graficul la 0. Da, depinde pe care te uiți, dar oricum este indiferent pe ce grafic te uiți, e foarte bun. E un rezultat care e considerat și cred că o bună parte e din cauza fibrelor, da. pentru că, în special fiind culturist, vrei să-ți mai multă proteină. Da. Și dacă vrei să-ți mai multă proteină, trebuie să consumi mai multe leguminoase, în general. Subtrafic. Pentru că nu poți doar să-ți iei pudre proteice și atâta. Și chiar și să sunt făcute din leguminoase, dar în fine, trecem peste. Iar leguminoasele sunt una dintre cele mai bune surse de fibră. Asta e partea cea mai frumoasă, în opinia mea, la vegane. Și mai e partea asta că dacă mănânci foarte neprocesat vegan, chiar trebuie să mănânci mult ca să poți să ții aportul de fibră, de proteină. Și din punct de vedere al sațietății, are un impact foarte mare, pentru că volumul e mare de, de mâncare. Ai senzori în stomac care îți spun, băi, nu mai mânca. Ai, uite, Probabil știi de Ozempic, că e un agonist GLP1. Deci, tocmai din cauza microbiomului, are un impact asupra sațietății prin GLP1. Deci, practic, toată nebunia asta cu Ozempicul poate fi evitată dacă voi mâncați mai multă fibră, pentru că are un impact direct asupra uh, nivelului de uh, glucagon-like peptide-1. Uh, am văzut chestia asta cu Ozempic, cu, da, film foarte mult online, foarte multe controverse. Mă bucur foarte mult că zici chestia asta, legat de cât de ușor e să iei 20 de grame, 25 de fibre odată, scurt, 100 de grame de fasole, 100 de grame de linte. Deci și sunt Bine, inclusiv 100 de grame de fasole au 25 de grame de fibră, uh, nu? au Unele lupinul poate are, nu mai știu exact, dar până și rondele vegane uh -huh. se duc în 29 de grame de proteină. Okay. Și uite, mazăre de texturate, de exemplu, care e procesat, are vreo 20 de grame de, de fibră. E uh -huh. foarte, foarte ușor să-ți iei 10-15 pe 20, dar uite, chiar o să-ți arăt, dacă nu mă înșel, uh, split peas galben care are okay. 25 proteină, 20 fibre, ceva de genul. Foarte interesant, da? Da, da, da. Deci e foarte ușor. Adică, o dietă normală, deficitară, dacă vrei, în uh, fibre, pe care o mănânc un om normal, uh, zic are 10 grame, 5. 15? Ceva de genul? Da, cam 15, cam 15 grame. În special cum viața modernă, în orașe, oamenii nici nu mai gătesc în momentul de față. Îți comanzi de la un restaurant, îți vine, mai merg, rar merg pe miel prepuri și chiar și acolo e deficitară fibra, pentru că nu e mai mult important câte, câte calorii consumi, câtă proteină ei Și fibra rămâne oarecum așa o chestie care nu prea e atât de importantă. Dar în opinia mea, eu nici măcar nu mai trăcuiesc proteină, carbohidrați, și grăsime. Și ce trăcuiesc eu? Deci dacă e să fiu obsedat de calorii, de nutrienți, iau așa calorii, proteină, fibră, grăsime saturată. Astea, pe astea merg. Zahărul nici nu mai contează. În momentul în care tu încerci să-ți atingi necesarul de fibră, nu mai contează. Pentru că tu mănânci destul de neprocesat ca să ajungi la necesarul ăla de fibră. E super dificil să te atingi fibra în special într-o dietă omnivoră. Da? Pentru că, dacă, hai să zicem, ești vegan și atunci depinzi cumva de sursele de proteine care vin cu multă fibră, atunci e oarecum de la sine să rezumă. Că, practic, de aici vine oarecum argumentul pro-vegani. În opinia mea, dacă e un motiv pentru care să te duci vegan din partea nutrițională, e că aportul de fibre e mai ușor de atins. Da. Iar, ca să fac o trimitere la niște studii, studiile ad libidum pe dieta vegană, chiar. Arată că majoritatea celor ce fac chestia asta, bineînțeles, e un grafic, e un U-curve. Uh -huh. Unii au rezultate bune, alții nu, adică chiar nu e orice dietă pentru toată lumea, dar pe ad libitum mulți mănâncă mai puțin decât prin comparație cu grupul de control, de uh -huh. exemplu, cu vreo 500-700. Am văzut niște cifre de genul ăsta, da, da. ceea ce e semnificativ, 500 de calorii pe zi, pe termen lung și probabil datorită volumului și datorită fibrei, în da. cea Ei păi de... nu parte. Noi uh, nu avem enzima celulază care să ne permită să digerăm fibra și practic fibra imaginați-vă ca și o carapace a celulei plantelor. Da? Celulele animale nu au așa ceva, le putem dizolva foarte ușor, le putem consuma toți nutrienții. Dar la plante nu poți să faci chestia asta. Iar în momentul în care tu ai o cantitate mare de fibră, în special fibra solubilă, odată se lipește de colesterol și de acidul biliar. Iar corpul tău ca să producă acid biliar, ficatul trebuie să extragă LDL-ul de cele mai multe ori din, din sânge și practic de asta se produce scăderea Și pentru că nu e suficient acid biliar în, în, în tractul digestiv, el trebuie să producă mai mult Deci constant se trage din sânge și se bagă în, în tractul digestiv și chid că durează mai mult digestia, este mega sănătoasă Dar da, fibra e un motiv principal pentru care îți scade odată apetitul și doi la mână nu poți să extragi toate, toate caloriile de acolo Adică văzusem o chestie că, într-un caz fericit, tu extragi cam 10% din caloriile zilnice din fibră. Într-un caz foarte fericit. Și e greu să extragi 10% din calorii pentru că nu consumi suficient de multă fibră, dar așa ar trebui să fie ideal. Văzusem vă un calcul unde caloriile din fibră erau calculate, dar nu uh -huh. să dea un gram. Uh un gram de fibră egal 4 kcal, era calculat 2 grame, cam, așa cam jumate îți oferea. Da, să știi că variază. Nu e, nu e o cifră exactă, pentru că depinde foarte depinde de bacterii și cum digere ele, ce fel de tip de fibră. În medie, cam 2 calorii ies dintr-un gram de fibră. Dar cum fac mulți în care pur și simplu ignoră total caloriile din fibră? Nici asta nu e corect. Pentru că și astea produc ceva energie. Eu sunt de părere că cel puțin bacteriile, microbiomul, ar trebui considerat încă un fel de organ care nu e organ. E pur și simplu o altă entitate care locuiește în tine, are un aport uriaș asupra vieții tale. Era și o corelație cu cei ce au fost operați de apendicită, uh -huh. Că aveau microbiomul diferit. Și ar și un fun fact eventual, nu știu că știu, Bacteriile din intestinul gros produc B12 mm -hmm. Și strămoșii noștri care nu aveau toaletă în casă, ca să mă exprim. Mm -hmm. uh, uh, interesant Aveau contact cu materia da. pe care nu vreau în casă da. Și indirect, prin diverse obiceiuri pe care acum nu le mai avem Și bând apă din pârâu, și mânca de pe jos, nesterilizat, luai morcovul de jos, îl băgai în gură direct, ajungeau la un consum de B12 prin alte metode decât ajungem noi, da. veganii din 2024. Dar existau surse de B12 și atunci, într-un mod diferit. Păi culturile bacteriene din microbiom produc o groază de B-uri, numai numai B12, adică... Bine, și B12 e luat, cum ai spus și tu, în metode netradiționale, exact. să spunem așa. Uh, pare foarte interesant că microbiomul are un aport și în sinteza de vitamina D. Acum începe să fie studiată treaba asta. E, da. e foarte nouă. Așa și în vitamina K2, care e foarte importantă pentru coagularea sângelui. Astea sunt niște beneficii uriașe. Dar mare parte are impact asupra creierului. Asta e, e ceva pentru mine, e crazy. Cum. Ajung niște bacterii care sunt în tractul tău digestiv să aibă un impact uriaș asupra creierului și noi nu discutăm despre asta. E, e nuts. De dreptul. Adică, nu știu dacă, dacă știi asta, dar există în momentul de față, uh, promovată în zona de terapie... Uh, uh, Schimbul de materie fecală. S exact. Schimbul de materie fecală e studiat la Cambridge. E un institut de cercetare foarte mare în care caută participanți care au microbiom sănătos... Să iau, să iau materie fecală, să izoleze bacteriile, să le bage în pacienții care au o disbioză Și culmea, apetitul li se îmbunătățește, le scade riscul pentru probleme cardiovasculare și li se îmbunătățește cogniția Și eu am, am site-ul ăsta nutriție.ro unde am un newsletter și în fiecare săptămână pun un rezumat al studiilor Și ultimul mail pe care l-am trimis a fost despre un studiu foarte interesant cu oligofructoza, deci au luat, cred că au fost că au avut 92 de participanți sau ceva în genul 28 de ani, vârsta medie Deci relativ tineri Adulți tineri, imaginați-vă, acum începi să ai o familie Începe să te lovească puțin stresul din viața de zi cu zi Și erau destul de stresați, au luat măsurători de cogniție, de stres Și au descoperit că În momentul în care le dai 8 grame de oligofructoza, asta e o fibră dietetică care se găsește în usturoi de exemplu Așa de-a lungul studiului, parametrii lor de stres, anxietate și de cogniție s-au îmbunătățit sistematic. Deci, iată cum o, o fibră foarte simplă din mâncare poate să aibă un impact uriaș asupra nivelului tău de fericire. Foarte interesant. Da, mi se pare ciudat câte beneficii sunt pe partea asta de microbiom și de fibre și tot contentul ce mi apare mie pe timeline nu conține chestia asta. N-am văzut discutându-se atât de mult. Adică noi doi putem să le știm, cred că vorbim aceeași limbă. Sunt ani de zile de când urmăresc subiectul ăsta, de când era, nu era mainstream absolut deloc, era foarte la început. La fel cum era și cu toată zona de anti-aging, cu telomerază, cu mm -hmm. foarte la început. Și totuși mi se pare că au trecut ani și nu s-a adoptat încă chestia asta. Adică aceleași probleme le văd discutate, dar nu asta. Da. Nu înțeleg de ce. Grija de proteină, de exemplu, în continuare, da, chiar cum ți se mai pare discuția despre proteine în momentul de față? Mi se pare încă destul de relevantă. Consider că, în medie, dacă este la nivel de populație, poate nu în populația vestică, cred că în populația vestică e abundență de proteină. Nu știu, dacă ne uităm, de exemplu, la american, la câte steak-uri mănâncă, e ceva jale acolo. Mănâncă prea multă proteină și nu fac efort fizic. Nu are nicio utilitate să mănânce de multă proteină. Dar, în același timp, cred că de multe ori, eu spun asta pentru că mai au și clienți și văd că ei, dacă vor să aibă rezultate, le studiez în general cam o săptămână, două să văd cum mănâncă la început. Și majoritatea dintre ei nu mănâncă suficientă proteină pentru rezultatele lor. Încă cred că există un mic deficit. Consider că nu se trebuie 2 grame de proteină pe kilogram corp. Consider că pentru majoritatea oamenilor 1.2 până la 1.4 grame pe kilogram corp sunt suficienți. Dar dacă vrei să crești un pic în masă musculară, și până 1.6, 1.8. Nu știu dacă perspectiva ta s-a schimbat de-a lungul anilor. Sunt 100% sunt acolo cu cifrele astea, dar am văzut că se făcuseră niște, mă rog, erau cercetătorii despre care vorbeam, Stiu Philips cu Christopher Gardner, care nu văd eye to eye pe chestia asta. Uh -huh. De exemplu, unul dintre ei e în zona de 0.5 pentru sedentari, care ar fi un minim de atins. Pe, care are pe, pe pound sau pe kilogram? pe kilogram, pentru cineva de 70 de kg, vine este vreo 60 de de protein. De acolo, hai să spun toată perspectiva și după okay, aia. Ok, te rog. Deci, asta ar fi zona de jos, 0,85, care are două deviații viații standard. Okay. Adică, EAR, media. EAR înseamnă media, te uzi la și vezi ce se consumă, uh -huh. practic. Se adaugă două deviații standard și ajungi de la 0,66, de la EAR, ajungi la RDA, 0,85. Adică e un 20% peste. Bun. Și de acolo, cifra se poate duce fără probleme, 1,2-1,3 whatever, Pentru vorbim în continuare de sedentari sau oameni care au niște activitate, nu vorbim de sportivi, nu vorbim de masă musculară încă. Uh -huh. Și astea erau observațiile lor. Că, deși nu se puteau pune de acord, 0,85-1,2, oamenii oricum încă 1,3-1,4, americani vorbim acum. Bun, când vine vorba de masă musculară, acum spun perspectiva mea. Când vine vorba de masă musculară, 1,5-1,6 de acolo începe discuția pentru optimizare. Uh -huh. Peste. Poate veni cu niște extra beneficii, dar sunt marginale. Și mi se pare că vin cu extra beneficii la dietă. Acolo -a. mi se pare că îți oprește apetitul mai mult. Ajungem și acolo. Deci asta e în zona de surplus mentenanță, 1,6. Mm -hmm. Când vorbim de deficit, cu cât e mai mare și cu cât disponibilitatea energetică e mai mică, deci energy availability, adică nu doar intake, da. doar cât mănânci cât agresiv mai e pe tine. Mm -hmm. Dacă ai pielea ca tricoul ăsta și nu mai e nici disponibilă dietetic, nici pe corp stocată, atunci, da, ești într-un proces catabolic, mult mai mare decât orice alt om care face chestia asta, plus antrenamentul care e catabolic, cardio, whatever, așa, și ajunge la alte cifre. Nu știu, cel mai mult ce am văzut ar fi, nu știu, 2,2-2,5. Peste 2,5 sunt calculate diferit. Sunt per lean body mass, nu mai mm -hmm. sunt pe pound. La În prezentat. zona de culturism din afară, cel puțin, se promovează și 3 grame. Eu știu. Nu sunt de acord cu partea aia. Dar, repet, datele sunt date, dacă eu sunt de acord sau nu, e o opinie personală. Da. Încerc să le interpretez, mă rog, sau să mă informez de la niște oameni care lucrează în cercetare pe partea asta, care și-au dedicat viața pentru proteină. Uh -huh. Acum, eu, dacă m-a pus și caut PubMed, meta analysis protein, ok, bun, dar consider că e un pas mai departe, dată pentru mine personal. Și anume, să mă informez de la oamenii care lucrează fix pe partea de proteină și o discuție între două persoane care au și păreri. Nu chiar la fel, poate nu neapărat opuse. Cât este o divergență, cred că mă informează cel mai mult pe, pe zona asta. Dar, da, cred că suntem acolo cu cifrele asta nu cred că avem. Ca să revenim, ca să vadă lumea că nu sunt veganul la militant și înțeleg toate, toate aspectele unei diete. Deci, eu consider că există două dezavantaje imense ale dietei vegane. Unul mai ușor de trecut decât celălalt. Unul ar fi, în momentul în care nu există disponibilitate de calorii sau și proteină, oricum indirect, în țările sunt dezvoltate, unde WHO au făcut deci DIAS, metodele de măsurare ale aminoacizilor. Sunt două metode, PDCAS și DIAS. Bun, acolo dacă ai 30 de grame de proteină disponibile la, nu știu, 1000 de calorii, 100% proteină animală e de preferat. Da, ai absorbție mai bună. 100%, nediscutabilă chestia asta. Iarăși, când vine vorba de zona de pregătire de concurs, unde și foarte definit și ai nevoie de alea 2,5 grame de proteină per kilocorp, dar le ai nevoie la nu știu, 1300 kcal, iar mai dificil. Pentru că zonele de proteină, sursele de proteină vegetală vin și cu niște calorii în plus, practic. Adică nu o să ai niciodată albuș de ou care are doar proteină, practic. Da. Sau, nu știu, pește slab care are practic doar proteină. Acolo iar... sunt limitările la capete. Da, și dacă îmi permiți, eu mai văd o problemă cu dieta vegană, e disponibilitatea opțiunilor, cel puțin la început, eu așa o văd. Că până, până la urmă, uite, imaginează-ți un magazin, da? Și tu în ziua 1, când intri în magazinul ăla, ai toate opțiunile posibile. Și în ziua 2, în care ai intrat, s-au redus foarte multe opțiuni, adică tu nu mai poți să te mai duci în zona de lactate, nu poți să te mai duci în zona de carne, nu poți să te mai duci în zona de mezeluri, care ai o prostie oricum, dar... Ideea e că ți s-au restrâns mult opțiunile și trebuie cumva să te adaptezi, și poate chestia asta îi oprește pe mulți să continue, pentru că necesită oarecum o perioadă de adaptare. Cum ai găsit tu chestia asta? Exact. Trecerea asta nu ți s-a părut un pic dificil la început? Nu, deloc. Repet, era din punct de vedere etic. Decizia mm -hmm. s-a luat. Metodele. Urmează să fie ghidonate, discutate pe mai departe. Uhum. Dar nu am luat în calcul că voi eșua cu chestia asta. Mi-am luat în piept la modul la care nu voi mai face niciodată bani. Am crezut că nu o să mai ia nimeni niciodată în serios. La modul cel mai serios să zic. Uhum. Deci am, a fost lipă fate, pur și simplu. N-am crezut vreodată că o să iasă ce s-a întâmplat cu viața mea de atunci până acum. A avut cea mai bună decizie pe care am luat-o pe toate planurile. Uh -huh. Și a fost super simplu, pentru că nu eram străin de nutriție, doar că am făcut, exact cum ai zis și tu, din totalitatea opțiunilor, am restrâns la zona vegetală, n-am mai făcut stânga, în, ca să-mi dau nume de supermarket, în supermarket, nu mai sunt stânga, m-am dus da. în dreapta. Și a fost un learning curve. Nu am să te mint, adică n-a fost super simplu, dar opțiunea de a eșua nu a existat. Adică în momentul în care vrei să faci un lucru să funcționeze, îți iese. Adică eu așa consider. Dacă vrei să găsești scuze, vei găsi. Și am zis zero scuze. Și -a da, funcționat. Eu cred că cel mai important lucru e dacă alegi cumva să fii vegan, ar trebui să o faci pentru animale. Asta cred că e. Pentru că până la urmă îți vine cu anumite challenge-uri și trebuie să ai convingerea asta că ăla e scopul suprem. Tu de asta vrei să o faci. Și dacă asta e, dacă asta e alegerea, atunci all power to you. dă înainte. Știi? Legat de ce ai spus, super mare dreptate ai. Deci, eu aduceam în, în discuție extremele din punct de vedere nutrițional, din punct de vedere practic, sunt altele. Și mai există și altele, în afară de asta. Da. De exemplu, critica celor din jur, care nu acceptă așa ceva pur și simplu, majoritatea. Și când vine vorba de opțiuni, da, asta e de departe cea mai mare problemă, pentru că oamenii vor, cum să spun, să fie simplu, să fie la îndemână. Și să fie, fie același lucru ca înainte, dar să ai uh, alt rezultat cumva. Și chiar și așa, chiar mm -hmm. și așa sunt foarte, foarte sceptici. De exemplu, legat de zona de procesat, hiperprocesat, dacă le aduci un burger similar, ei consideră că e mai rău decât un burger normal. Ok. De ce? Nu mă întreba, nu pot să spun. Și ca să fac uh, iarăși un backtrack către Swap Meet study S-a studiat chestia asta. Au luat uh, tot Beyond. Beyond, și l-au comparat cu diverse, nu știu, alternative, inclusiv chiar ai că îți place treaba cu datele, să faci un deep dive în el, da. pentru tine personal să-l vezi cum e și să admit atlet. Și au comparat, dacă mă șel, au comparat cu pește, cu vită și cu alți burger, dacă nu mă știu. Și e și favorabil, da. pentru că da. lista de ingrediente, ce anume din ingredientele alea ar putea să fie dăunător. Dacă stai Poate zici, grăsimea saturată. Dar nu are atât de mult. Nu știu, eu, eu știu că mă uitam la un moment dat la un burger vegan, cel mai, nu o să dau nume, cel mai scump care era Marea Britanie. Da? Efectiv, cel mai scump, într-adevăr, în momentul în care îl puneai pe tigaie, sfurea ca și carnea, curgea din el o chestie ca și, ca și sângele din, dintr-o carne de vită, gustul era 90% acolo, da? Dar când mă uitam pe grăsimea saturată pe ingrediente, era chiar mai mare decât în... pe bune. Deci asta nu te cred. Deci nu, nu exagerez. Era mai mare decât într-un într no. burger normal. Acolo mi-aș fi pus întrebarea. Acum, unde vine partea cealaltă, e că, în general, carnea roșie procesată, care se pune de multe ori în aceste mezeluri. Adică sunt sigur că dacă vrei să te duci, nu știu, pe mici vegani versus mici, ai. Indiferent ce ar pune nea vegan, sunt mai buni decât ăștia normali. Pentru că procesarea de foarte multe ori se întâmplă cu nitriți, nitrați, care sunt extraordinar de dăunători din punct de vedere al riscului de cancer, din punct de vedere al riscului cardiovascular și atunci de multe ori ajungi la concluzia că unele variante vegane, dacă sunt făcute cum trebuie și nu sunt hiper, hiper procesate și făcute bombe calorice, ajung la concluzia că de multe ori sunt mai bune. Da, alegi răul cel mai mic. Mă rog, da. eu, nu știu, eu personal nu, proces, nu, nu procesez. Eu personal nu promovez chestia asta, dar nici mereu sănătos, nu există să treșesc, nu există burger, vegan, există și zona aia extremă, da. nu fac parte din ea, adică nu știu, nu știu dacă aș vrea să pun niște cifre, că iarăși, când zici niște cifre se pare că activezi niște parametri, dar nu știu, 85% să fie cât mai curată, cât mai, mm -hmm. nu știu, nici curat nu e cuvântul corei pe care îl caut chiar și duce în altă zonă de gândire. Dar, nu știu, doi burger pe săptămână, un burger, trei, da, ghidonată pe aici -au ce acolo. să facă rău. Asta zic. Plus că problemele cele mai mari apar în momentul în care ai un indice de masă corporală foarte crescut. Adică, indiferent că tu mănânci sănătos, nesănătos, dacă ai un indice de masă corporală ridicat, tu o să ai niște afecțiuni care îți apar de-a lungul timpului. Problema aici au. Stai Stau de obezitate, zicem 30, indice de masă corporală de peste 30, da? Indiferent ce ai face, dacă tu îți scazi greutatea, o să apară o groază de beneficii din punct de vedere a sănătății. Mai mult decât atât. Chiar dacă nu e doar grăsime și e și masă musculară, riscurile da. rămân în picioare până la da. un punct, mă rog. Ba din contră, chiar am văzut tot felul de discuții unde era um, argumentat cum că la nivel de culturism de performanță, la cel mai la nivel, nu știu, cineva de 1,70 cu 100 de kg, se află într-o zonă de risc mai mare decât cineva care poate are mai puțină masă musculară cu un țesut mai mare adipos. Uh -huh. Pentru că masa musculară, până la un punct, cred că vine cu niște beneficii, după care vine cu niște dezavantaje. Uh -huh. Nu știu cât de mulți oameni realizează chestia asta. Vreau să te întreb ceva, că sunt foarte curios pe perspectiva ta. Uh, antagonistic pleiotropii. Așa. Așa. Deci sunt uh, trăsăturile care te ajută pe termen scurt, în tinerețe, să, -ți, uh, să te procrezi, să duci mai departe specia, motivul pentru care ne aflăm aici. Adică, nu știu, să fii mai uh, mai mare, mai puternic, cu trăsături specifice testosteronului, uh -huh. mai agresiv, dar pe termen lung, vin cu un dezavantaj, vin cu un detriment, adică tot ceea ce este, asta e teoria din spatele antagonistic-pleiotropie, pleiotropi, da. antagonistica, adică în ciuda. Deci tot ce te ajută pe termen scurt să procre, să, nu știu, să duci genele mai departe, e dăunător la bătrânețe. Ai întâlnit nu știu, teoria asta, și dacă da, cum ți se pare? Da, pe uite, pot să dau un exemplu, putem să o luăm chiar din culturism. Da? Da, super, fi mai mare, dar e un risc pentru inimă. Ai o greutate în plus, e extra de sânge care trebuie pompat. Adică e clar că de-a lungul timpului, și dacă ne uităm în culturism la durata de viață medie, cred că e puțin mai redusă decât la un om normal. Adică, văzusem o comparație cu uh, vârsta media unui american obez. Și era mai scurtă decât a unui american obez. Lucru care. Cum e posibilă chestia asta? Dacă stai să te gândești, pentru vasta majoritatea de culturiștilor, vorbeau aici de culturiști profesioniști, da? care se duceau la concursuri mari, probabil și steroizi și așa mai departe, clasicul. Uh, cum ajungi cu fructe și legume să ai o durată de viață mai mică decât unul care mănâncă burger și pizza? Cum? Ți se adaugă foarte multă masă musculară, că și asta, dar în momentul în care te duci la exces și o faci pe o perioadă foarte lungă de timp, da, e o problemă mare. Și bun, chit că tu ai făcut chestia aia când aveai 20-30 de ani, dar impactul va exista de-a lungul timpului. Nu știu, ai vreun alt exemplu unde ai vrea să, să dau... Asta a fost prima chestie care mi-a trecut prin minte. Nu, ai... Cred că ai dat un exemplu perfect, adică știam că e un factor mai mare de risc, dar era fix măsurătoare de care ziceai tu cel mai probabil. Da. Că știam că speranța de viață, nu știu acum dacă erau luați în calcul, și culturi și profesioniști, cum aștept acolo cumva. Adică Că. aș fi surprins să fi zis altceva. Bine, acolo putem să vorbim și de zona de dopaj, adică e clar Adică o putem să discutăm și de zona de dopaj. Asta clar, scade niște Ai luat uh... de la ce vârstă? Da, 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 chiar trebuie discutată chestia asta, dar mă refeream mai mult la altceva. Adică Așa. testosteronul, de exemplu, în tinerețe, benefic cât da. mai mult, mai agresiv, dovedești alți masculi, femeile te percep diferit, așa să mai mari să procrezi, dar la bătrânețe, chiar vă sem, deci la bătrânețe, testosteronul în exces e asociat cu boli cardiovasculare și în exces și în deficit. Ok. A cel mai important este fiind parametrii. Da, în parametrii. Deci asta vreau să zic că în fitness cumva ai văzut că la unele chestii cu cât mai mult cu atât mai bine. Nu există da. un point of diminishing return 100% cam pentru orice. Iar pe partea de testosteron 100%. Și era un, era, nu mai știu cum foxearea măsurătoarea asta, un studiu pe nu mai țin minte exact. Ideea era că ceva de genul un uci, care castrați, adică Așa. zero testosteron, aveau o speranță de viață mai mare era undeva China sau Corea anilor 1700-1800, ceva de genul. Aveau speran... nu știu dacă făceau studii pe Nu făceau studii, nu făceau Așa. studii, dar era vorba că aveau niște cum se spune, niște cronici. Uh -huh. Atât de bine puse la punct încât ei trăiau erau dintr-un palat, era ceva mai bine organizat decât în alte zone și trăiau mai mult. Erau cum era în Okinawa, de exemplu, mm -hmm. un, procent mult mai mare de centenari decât în orice alte zone, inclusiv da. Da, decât oameni care erau în palat sau oameni care trăiau în afara palatului și aveau o dietă, nu știu, țărănească, dacă vrei. Da. Deci, chestia asta mi s-a părut foarte, foarte interesantă cu testosteronul. Mai sigur, și are, dacă vrei, poți să discuta și despre proteină și despre aportul de aminoacizi. Adică, dacă e să te uiți Uite la mTOR. Da? da. M -torul e o cale metabolică foarte importantă pentru creștere, dezvoltare. Da? Vrei, dacă vrei să te pui musculatură pe tine, să ai mtor cât mai ridicat. Dar dacă vrei longevitate, vrei mtor să fie scăzut. Acum, asigur, schimbările acute, pe termen scurt, vrei mTOR sus, ok, nu e nicio problemă. Asta se întâmplă oricum la orice masă, că ai carbohidrați, că ai proteine, indiferent, îți crește mtor Dar dacă l ai elevat tot timpul, lucru care e oarecum promovat, de exemplu, în culturism, da? vrei creștere sunt unii care și injectează insulină. De ce funcționează insulină așa de bine? Odată bagă nutrienți, dar în același timp ridică foarte mult emtorul. Da? Care iară o nebunie și totală, nimeni ar trebui să facă chestia asta. Atunci îți scade longevitatea de viață. clar scade, Un emtor foarte ridicat care este de foarte multe ori asociat cu o creștere foarte mare de leucină constantă. Constantă este asociată cu o longevitate scăzută. Și cred că asta se poate vedea în special în momentul în care ne uităm la persoanele care stau în zona mediteraneană pe la țară, da? sau chiar și în Okinawa, cum ai spus și tu, și mănâncă neprocesat. Și acolo leucina nu e atât de prezentă. Nu mănâncă atât de multă carne. Da, consumă carne, în special pui, pește, puțină carne roșie, dar nu e tot timpul elevată cum este în ziua de astăzi și de asta probabil observăm o incidență atât de mare de probleme cronice, cardiovasculare. Sunt sigur că în momentul în care ai o dietă mai mult bazată pe parte de plante, dar vorbim aici probabil un 50-60% plus din calorii să-ți vină dintr-o sursă vegetariană sau vegană și restul să-ți vină dintr-un aport animal, vorbim aici ca și omnivor, ai probabil un beneficiu mai mare decât cum de multe ori se găsește în alimentația vestică în care vasta majoritatea caloriilor îți vin din produse animale. Am o chestie legată de leucină, deci leucina era prima chestie cu care am intrat în contact legată da. de mTOR și așa, dar am văzut că metionina e foarte strâns legată, la fel. Mm -hmm care tot așa, în surse animale o găsești, o găsești mai des. Da, partea asta de proteină și de aminoacizi mi s-a părut și mi se pare în continuare fascinantă și văd că a fost adoptată și te, nu știu cum să le zic, există un termen, nu tech bros, le zice într-un fel, cei ce vor să manipuleze cumva toți parametrii, inclusiv cu CGM, de a vorbit mai devreme, continuă glucos monitor, are o denumire chestia asta, unde încearcă să se folosească de și de hormon de crește și de TRT, și de tot ca să-și optimizeze și să-și îmbunătățească speranța de viață Ai văzut trendul ăsta? Da, l-am văzut, e, cred că unul, Brian Johnson, care tot da. încearcă să facă chestia Are asta Are o denumire ah, uh, pff, nu știu, Biohack Bros Ah, biohacking se numește da, chestia. Da, ok, ok. Am fost la un eveniment de biohacking acum câteva zile. Și cum a fost? Am avut de prezentat. Am avut de cât de prezentat, nu știu cum a fost okay. tot eveniment. M-am dus, am prezentat partea fix de microbiom vorbeam. inclusiv Huberman, mi se pare poster boy pentru biohacking. Cred că dacă da. poți o etichetă în momentul de față ca mai ar fi. Bun, chiar vreau perspectiva ta legată de Te rog. unde crezi tu că, nu știu, a fost studiată, ce impact crezi că Eu am mai discutat cu persoane pe care le stimez din zona asta de nutriție și nu am un răspuns. O dietă de culturist dusă pe termen lung, dar zona de mai clean, dacă vrei, zona mai, adică nu știu, piept de pui orez brocoli, piept de pui orez fasole verde, o masă cu ovăz, cum se mănâncă, fix așa, albuș de ou, chestia asta dusă pe 30-40 de ani. Nu cred că avem, nu știu, suficient de multe date. Crezi că e neutră, crezi că e pozitivă, crezi că e negativă. În lipsa steroizilor, atenție. Deci în contextul fitnessului. Pro problema e că e foarte greu să faci un studiu din asta, pentru că dacă te bagi în zona fitnessului, automat intră și partea aia de steroizi băgată. E cam greu să-i să disociezi. Nu cred că s-au făcut până acum uh, studii de lungă durată pe culturiști naturale. Ar fi foarte fascinante dacă s-ar întâmpla. Foarte fascinante. Pentru că o, în, în culturism e oarecum chestia asta de repetiție, mănânci cam aceleași mese, cam aceleași... lucruri care duce la niște carențe nutriționale, adică nu, nu vin fără probleme să mănânci piept de pui, orez și uh, brocoli, care e dieta standard, încă se practică așa, uh, nu cred că o să-ți o să ofere tot aportul de nutrienți. trebuie varietate mult mai mare de atât, dar nu e numai chestia asta, e, cum se adaptează organismul la chestia asta? Că sigur sunt niște adaptări acolo. Ce impact are asupra microbiomului? Ce impact are asupra sănătății mentale? Ce impact are asupra funcțiilor tale sociale? Adică sunt multe întrebări foarte interesante de scoase de acolo. Ce pot să spun e că și studiile pe culturi sunt greu de făcut. Foarte greu de făcut, pentru că există oarecum elementul ăsta tabu, în special când vine vorba de substanțele folosite, care au un impact uriaș, poate să-ți modifice foarte mult datele. Și așa că tot ce am văzut e la nivel de populații, Așa, și în punctul ăla nu prea poți disociezi care a fost natural. Plus că știi și tu chestia asta. Cum îți dai seama dacă cineva e natural sau nu? Poți? Ai cum? Uh, nu. Dacă nu mergi pe credere și nu se merge pe încredere pe studii, e ce faci? Îi faci test antidoping, te costă 500 de euro și știi cât și de limitate mult. sunt. Ok. Și crezi că anti antidoping și cu toți banii, tu crezi că poți detecta toate substanțele care sunt băgate? Eu nu eu știu că există metode de a le fenta, oricum ar fi, că testosteronul are un half-life, nu mai știu, ceva genul, două săptămâni? Depinde de ester. <laughs> ok, ok, ah, cineva care are toate da. cunoștințele aici. Da, păi putem să discutăm și de chestia asta. Da, Te sunt diverse esteri. Sunt de la zona de nebido care se găsește în farmacie, stil de endocrinologul, ca să faci o injecție la 6 săptămâni, uh -huh. la testosteron suspensie care se injectează, nu știu, de trei ori pe zi, uh -huh. are, nu știu, o dată la șase ore, ceva de genul, Adică da, se poate fenta, dar acum eu nu sunt chiar atât de sceptic. Să zic de ce. Pentru că M -m 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 doar pentru că se poate fenta nu înseamnă că știi să și fentezi și că și poți să fentezi. Adică, spun sincer, eu sunt destul de la curent. N-aș zice că e pasiunea mea, n-aș zice că sunt un cunoscător în ale uh, dopajului, dar știu că se practică doar unde sunt chestia asta cu fentatul testelor, doar la cel mai înalt nivel, unde există niște laboratoare, să zic underground, mă rog, niște teste care se pot face, niște kituri de testare care nu se pot, nu poți să te duci la OADA sau la ANAD să zic, vreau să faci un test să văd dacă reușesc să mă curăț da. pentru următorul concurs să-mi ies, să ies bine. Adică e foarte greu de ghidonat chestia asta. Sunt foarte mulți bani în atletism, de exemplu, poate, nu știu, un eu, cred fod... că, eu cred că substanțe de dopaj se iau în toate sporturile, pentru că mereu ai un beneficiu de pe urma lor. Depine, funcționează diferit, sunt altfel de substanțe, au alte abilități pe care ți le îmbunătățesc. Dar în același timp cred că sunt o chestie mai comună decât oamenii își dau seama. Sunt Da, e, o stigmă și nu se vorbește despre lucrurile astea. Și, obviously, dacă, regulamentul spune să nu iei, tu ce o să faci? O să admiți că ai luat? Sunt foarte mulți atleti care au făcut toată viața lor chestia asta și au scăpat. Adică dacă stăm puțin să ne gândim, uite, oada. Nu știu când a fost înființată oada, dar cu siguranță n-au testat fiecare chestie care a existat vreodată și în momentul de față există substanțe noi pe care le-au în lista de probare. Motiv pentru care se păstrează, nu știu, 10 ani, 15 ani, ceva de genul, nu mai țin exact, e o da. cifră, corectați-mă, scrieți-o în secțiunea de mai jos, dar s-au retras și se retrag, okay. s-au retras dacă nu mă înșel de la, din Beijing, medalii câștigate atunci, tocmai pentru că sunt întotdeauna cu 2, 3, 4 pași în spate, nici măcar unul. Dar, da, zona asta de doping este în continuă dezvoltare și nu cred că vom ști riscurile foarte mult timp de acum încolo, și apar tot felul de peptide, apar tot felul de sarms. Și eu primesc foarte multe întrebări legate de sarms, dar acum, ca să spun -ți o întrebare. Eu ai luat? Am luat. <laughs> ok, de la, de la ce? hai să facem altfel. Spunem cum a început, da. care a fost începutul, și spunem cea mai uh, interesantă experiență pe care ai avut-o cu. <laughs> deci, spune, spune tot, ce a, tot, ce a, tot ce a însemnat experiența respectivă. Bun, hai să plecăm de la început. Deci, în da. primul rând, Eram mega fanatic cu naturalețea. Uh -huh. deci, știi că și culturismul natural are fanaticii lui. Absolut. Că sunt oameni care ți atribuie moralitate. Natural bun, dopat rău. Și natural cu creatină, nu mai ești natural. A, e cea mai rea din lume. Da. Așa. Și deci am ieșit campion național natural. Uh -huh. Nu concepeam ideea, nu acceptam că idolii mei se dopează. Adică vin din zona aia de ochi mari, de copil naiv, perfecționist. Și la un moment dat am văzut că toată lumea din jurul meu progresează și eu rămân pe loc și îmi puneam o problemă de ce? Habar nu aveam. Deci eu trăiam într-o bulă unde cream că toată lumea gândește ca mine și toată lumea ar face ca mine sau n-ar face ceea ce aș face eu. Uh -huh. Și la un moment dat m-am gândit, bun, am și campion național natural, ce fac mai departe? Pentru că era un salt imens de la juniori la seniori. Și deși am putut să fac față la juniori, neștiind la vremea respectivă că și putut să fac față și la seniori, doar că având răbdare, durând 3-4-5 ani de zile ca să reușesc să ajung la nivelul la care își face față, M-am lăsat un pic purtat de mirajul ăsta, mi s-a părut interesant, am început să-mi fac temele și credem că am la nivelul de 2006 chiar am citit tot ce se putea citi. Era o carte care se numea Anabolics, era volumul din 2006, l-am citit din scoarță-scoarță, am încercat să înțeleg, am făcut, nu știu, studiul de caz dacă vream, am întrebat toți oamenii care cum cât a luat și de ce și de unde și efecte secundare și cât au durat efectele pozitive când le-au scos. Adică am venit cu cele mai bune intenții de a face mm -hmm. chestia asta. Am, inclusiv am cerut sfaturi apropiaților mei care le uh, stimam opinia. Și am decis la un moment dat, în baza temelor de care mai vorbeam, să fac pasul ăsta. Și l-am făcut. Bun. Una dintre întrebările de, de care mă întrebai era următoarea. Mi-am am, mi am procurat substanțele, bineînțeles, nefarmaceutice, că nu. De la cine le-ai luat? De la un prieten. Și mă duc la el la sală luasem și niște beuri, parcă nu mai țin minte care era contextul atunci. Și în fine, decid ce o să fac, cum o să fac, îmi face el injecția, le trage seringa, mi le face, acum mai trage o seringă și se pune pe burtă și îmi zice, fămi. Zic, bă, nu știu să fac, n-am făcut în viața mea. Tu, tu să-i faci lui. Eu să-i fac burtă. lui. El întins pe burtă. Zic, dar nu știu să fac. Păi nu se face parți în patru și face în extremitatea de sus. Am încredere în tine. Zic, tu ai, dar eu n-am, că eu am făcut niciodată așa ceva. Mi să nu-ți În fine, eu am făcut și am, am realizat că am un talent în a fi asistent încă din prima zi, lucru ce s-a confirmat pe mai departe. Și... Deci ta talent de făcut darți în, da, în da, fund. Da, da. Apropo, sunt foarte bun și la darți. <laughs> probabil da, de atunci. Probabil de acolo începe pasiunea. Probabil de acolo se trage, da. Așa. Și ce să zic, am crescut ca din apă. Deci după ce că stagnasem Așa. foarte mulți ani, în care într-adevăr se îmbunătățea compoziția corporală. Cât, câți ani de sală aveai până în punctul în care ai luat primată? Mm, patru ani jumate. Okay. Repet, eram deja campion național și eu consideram uh -huh. în mintea mea, neștiind ce știu acum, că asta a fost pe natural, La revedere. Nu aveam exemple în jur, deci nu știu dacă lumea înțelege Bă, și tu ești cu 10 mai mică mine. Da. Erau altfel lucrurile atunci. Uh -huh. Sursele de informare, sfaturile, uh -huh. mentalitatea, opțiunile, oportunitățile, adică puteți vorbi și despre cum era culturismul atunci, pentru că ar fi foarte interesant și uh -huh. pentru oameni, sunt convins, dar cu mintea de acum n-aș mai face alegerile pe care le-am făcut atunci, multe dintre alegerile pe care le-am făcut atunci. Asta e una dintre ele. Bun, am crescut ca din apă. Am crescut în două luni vreo 15 kg, Uuuh. ceva de genul. Retenție de apă în mare parte. Dau seama, dar știu. Ce vorbim. Stil. Stil, da. Dacă îți rămân 3-4 kg de musculatură, tot e diferență mare. Greu de zis ce a rămas, cum a rămas. Așa. Ia să fac și o ruptură. Am o ruptură parțială de pectoral care mi se datorează de atunci. Okay. Pentru că și ceea ce promovez în momentul de față, zona de educație pe biomecanică, pe antrenament, pe cum să nu te accidentezi, atunci nu este nimeni care făcea chestia asta. N-aveai de unde să înveți decât uitându-te la alții, eventual și prin traile neror. Și m-am luat la întrecere cu băieți de prin săli, am progresat enorm în forță și... Doar greutatea pe care ai pus-o te ajută să fii mai puternic. Lăsăm la o parte ce fac da. în mod direct steroizi și am făcut împins la piept semi, pe a doua parte a mișcării, nu aia bună, pe prima, pe a doua. Costă 60 s-a auzit un părit în ureche, s-a auzit așa, așa, se aude ruptura, ca o, o pânză pe care o rupi. S-a auzit pâr în ureche. Da. Și am zis, ce asta? Și îți băi, umărul nu stă bine, fac cu bara așa de două ori, e, protracție, retracție și n-am știu ce. Și am mai făcut una, două. Deci, putea, ca și cum aș fi avut o șansă și. Am dat cu piciorul, mai putea să mai rupă a doua oară când am făcut asta. Aveam 160 pe bară, pun 130, mă doare, pun 110, mă doare, pun 80, mă doare. Zic, bă nu-i bine, modul înclinat, auzi, mentalitate. Pun 130, mă doare, pun 80, mă doare. Zic, ce fac eu acum că stricam antrenamentul? Nu mă gândeam că se poate rupe pectoralul, deși știam ce înseamnă pectoralul rupt. Nu mi se putea întâmpla mie. Mă duc la de le pun pe toate, pun jumate, mă doare. La care e explicația pentru chestia asta? Ce legătură are cu. Cu substanțele are mare legătură, okay. pentru că mușchii progresează atât de repede încât tendoanele n-au timp să vină ah, din urmă. Interesant, da, deci steroidii îți favorizează cumva chestia asta și cred că e mai departe de atât. Cred că sunt niște mecanisme pe care nu le înțelegem mai departe, ceva ce pe oricum, nu poți să le studiezi prea bine. Nu știu cum mai putea să faci chestia asta, mai ales eu am un feedback foarte diferit de majoritatea oamenilor, deci se știe, se știe cu kilometri de rigoare. Dacă folosești steroizi, te refaci mai repede, sinteza proteică crescută, asta clar, e da. nenegociabilă. Dar te refaci mai repede e un termen vag, ca și cum spune imunitate. E destul de vagă chestia asta, știi? Trebuie definită un pic mai mult. Dar refacerea, din punctul meu de vedere, a fost direct proporțională, cumva. Adică nu consider că m-am refăcut mai repede, adică același antrenament, în loc de la 5 zile mă antrez la 3. Mi s-a părut scalabilă cumva chestia asta, adică pentru că foloseam, mă antrenam poate mai tare, dar febra musculară, deci din ziua în care făceam, era mai gravă și mă refăceam mai greu. Mm -hmm. Adică eu n-am cules beneficiile alea pe care le tot aud. Zic sincer, febra musculară era întotdeauna mai Auzi, dubioasă. Auzim o chestie că dacă iei anumite substanțe de dopaj, trebuie să faci mai multe repetări cu o greutate, o idee mai mică decât o greutate mare dusă la extrem. Și am văzut foarte mult că se pompează foarte mult pe partea asta de steroizi, pe ideea, pe ideea că ajunge sângele acolo și compușii din sinea lui, au o expresie genetică mai bună asupra celulelor. Zona de metaboliți, ca și factor direct de hipertrofie, e foarte controversată în momentul de față în zona asta de, de fitness. Se pare că au un aport, dar nu se știe cât de mult, e, se discută. Nu, okay. nu să o măsură să zic cât de mult ajută metaboliții, da. cât de mult ajută pomparea sau nu ajută. Dar ceea ce e cert este că riscurile sunt crescute și pe partea asta mecanică a lucrurilor, nu doar că vine vorba hormonal, panolipidic și alte chestii care se știe că sunt afectate, iar și hipertrofia inimii și funcția renală, în unele cazuri acne, calviție, iritabilitate. Bine, acum răspunsurile cred că e de la că sunt individuale, sunt oameni da. care vor face totul la maxim cu riscurile cele mai mari, fără să culeagă mare parte din dezavantaje sunt oameni care se vor atinge de ele, în dosa cea mai mică, și vor culege o mare parte din Da, Ai benefici. avut probleme, nu știu, ale temperamentului? Că unele persoane au. Eu personal nu, deși am folosit niște substanțe care vin la pachet, cam de la sine înțeles că vin cu niște schimbări de genul ăsta de mod. Nu toate. Deci, atenție, nu toate sunt corelate cumva da. direct. Dar uh, schimbările astea de mod mi se par mult mai mult corelate cu deficitul caloric. Adică, în momentul în okay. care te pregătești, e grav, e greu pentru mulți. Și îi apreciez la maxim pe cei care nu culeg dezavantajele acestea ale dietei, repet, da. și natural și nenatural. Ceea ce mă face pe mine diferit este că m-am pregătit natural, apoi pe substanțe, apoi am renunțat la substanțe, peste jumătate de an m-am făcut vegan, am concurat natural și vegan, după care am intrat pe TRT din nou -a. și acum sunt de continuare vegan, dar pe TRT, Testosterone okay. Replacement Therapy. Și am fost super, nu știu... Dar de ce, de ce a trebui să iei TRT-ul? Sunt curios. Super. Um, ceva ce precede veganismul și chestia asta m-a făcut cumva să învăț mai mult despre nutriție, că nu găseam o soluție a respectivă, este că am dezvoltat o urticarie cronică, idiopatică. Okay. Nu se știa de la ce e, în fine. Am fost la dermatologie, am făcut o felul de... Atunci am început să fac seturile de analize, că am început cu 2016 le-am. Și am descoperit că am Hashimoto. Oare și mai mea e din familie, okay. tiroidită autoimună, pentru cei ce nu știu, autoimună înseamnă că Sistemul tău imunitar îți percepe ca da. fiind un corp străin și se atacă tiroid, dar și la un moment dat voi ajunge la uh, HRT, la hormon replacement therapy, o să să se iau T4, probabil, okay. sau o combinație cu tirox, whatever mi se va da de la... Uh, da, nu, aus, pentru sau... Hashimoto poți să spun ce, ce rog. trebuie să faci. În primul rând, eliminarea glutenului. Ai prima, prima chestie. Doi la mână, aș adăuga nuci braziliene zilnic, câteva nuci braziliene, da, iau. pentru că măresc nivelul de, de seleniu. seleniu. Astea, astea sunt lucrurile de bază, astea ți îmbunătățesc destul de mult. Sunt mulți care au Hashimoto și nu evită glutenul. Da. Lucru care e problematic de la sine, pentru că de multe ori glutenul e un factor de risc și îți face sistemul imunitar să ataci tiroida din ce în ce mai mult. A fost prima chestie de care m-am lovit în momentul în care am început să-mi fac temele, treaba okay. cu glutenul, dar nu era cazul, eram pe low carb. Nici nu exista în dieta mea gluten la vremea respectivă. Și legat de nuci braziliene, am acasă și iau una-două pe zi, care nucă care are 100% din seleniu da, pe da, zi, din Da, da, foarte concentrat. Da, 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 da. Deci le folosesc pe astea. Mai departe, așa, unde eram, bun. Și am făcut o fără de investigații, nu am reușit să găsesc cauza. La vremea respectivă am făcut diete prin excludere, mi s-a dat, nu știu, piept de pui, brânză slabă, mere cafea și ulei de măsline. Am mâncat vreo șase săptămâni ceva de genul. Okay. Am trecut prin, Cure. prin greuri. <laughs> da. da. Prednison, cantități mari, perioade lungi. Adică era foarte greu de ținut sub control. Am niște poze horror. Dacă le nu puteai să pui un ac pe mine. Greu, greu, greu. Nu mai intru în zona asta medicală și cum am așa. așa. Și, deci e o problemă veche la mine. Bun. Am, devenit, am, reușit să-i dau cumva de cap pentru câțiva ani de zile după care a venit perioada cu 2019 am concurat și campion, ok, vegan, toate bune. 2020, uh, am avut noi biful în august, nu mai ce celulă era și undeva prin noiembrie mi-a terminat, uh, cum se spune, uh, sezonul competițional, s-a terminat. Uh -huh. Și acum că era de la cantitatea de mâncare de după concurs, că era de la cine știe ce s-a redeclanșat zona asta de Urticar. urticarie cronică. Bun, chiar sunt curios cum duce asta la TRT. Duce, pentru că okay. să o poți ține. Mă bucur că spui chestia asta, pentru că nici eu nu m-aș fi gândit vreodată că duce acolo. Și hai să vezi da, prin, nu vă ce, legătura. prin ce mod duce acolo, cât de ciudat e. Deci, a trebuit să o ții sub control. Cum o ții sub control? Antihistaminicele nu fac absolut nimic, crede -mă. În cazul meu, în unele cazuri, fac. nu e sfat medical, deci disclaimer mare de tot. Da, în cazul face, meu, noi, tot ce zicem aici e entertainment. 100%. Și numele sunt fictive. Poate el nu e Andu și eu, însă Marius. Dar mai departe, nu m-a ajutat cu nimic, niciun, nicio nici o pastilă de genul ăsta, nimic ce am încercat, mai departe de prednison, Îl am ținea sub control Deci corticosteroid, cortizol, nu vrea așa ceva elevat cronic Mă rog, așa Și am luat o perioadă lungă, vreo șase luni de zile a trebuit să -i iau iar Și okay. ceea ce nu știam, n-am știut nici de la endocrinologie, nici de la dermatologie, nici din toate temele pe care mi le-am făcut Și mi se pare un blind spot imens Sunt curios dacă știi tu Deci cortizolul ăsta administrat medical, așa are Așa. un efect de supresie al testosteronului natural, ca și steroizii. Eu da. nu am știut asta. Da, da. Așa duce. Păi, știi, știi planta ashwagandha? Cum să nu? Okay. Motivul pentru care ashwagandha îți crește testosteronul e că îți scade cortizolul. Și că te odihnești mai bine. Sunt, o, sunt hormoni aproape opuși într-un mod dubioși. Deci când îți crește cortizolul, întotdeauna vezi o reducție a testosteronului. Nu e foarte clară de ce? Și nu știu dacă în toate cazurile, că sunt situații unde, probabil nu într-o situație de luptă, Probabil, nu știu, sunt și studiile alea făcute psihologic, unde te pui într-o poziție de putere, uh -huh. și totuși urmează un clinch și atunci îți crește testosteronul, dar și cortizolul. Adică e o nuanță de gri acolo, așa. Și după șase luni de zile sau cât am stat eu, ajung la. Deci aveam toate simptomele de low testosteron. Apropo, da. repet, că o să-ți pară super interesant. Deci, după 11 ani de folosit substanțe, on-off, on-off, cu diverse pauze, repet. Cât de mult se poate, am avut grijă, nu am abuzat, a, dacă și se poate numi, făceam da, okay. nu știu dacă se poate numi, acum și cât de relevante sunt tale și cât de mult ajută, da, iar discutabilă treaba, e, da. e gri acolo Asta nu sunt chestii medicale unde să avem niște chestii foarte standardizate da. ca la nutriție Și cât de mult au ajutat, oricum, ideea este că mi-a revenit, culmea, dar a durat vreo 4-5-6 luni de zile după ce am scos substanțele Deci cu, deci cu intervenția asta cu cortizolul crescut, ți-ai revenit? Stai puțin că sunt chestii Plecăm okay. tangentă. deci, după ce 11 ani de folosit substanțe, am oprit substanțele. Încă vreo 4-5 luni de zile a urmat testosteronul să-mi revină, am redevenit vegan, nu știu ce, am devenit, pardon, scuze, am devenit vegan, am redevenit culturist natural, dacă vrei, mi-am făcut o serie de analize și curmea. Testosteronul total era vreo 15, dar le chiar okay. poate face un studiu de ca și ți arăt toate analizele mele în ultimii ani, dacă ți se pare interesant. Și testosteronul liber era 13 pe 14, ceva de deci, genul acela, că nu foarte rău. Da, era scăzut, Atunci, dar nu, nu groaznic. E e în o, parametrii normali. Vezi că e în parametrii normali, dar să vezi turist natural de 20 și de ani care îl au acolo, că te-ai așteptat cumva, oamenii nu înțeleg. Au impresia că 30 maxim, eu trec să 30. Nu, 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 nu. E outlier cu doi outlier. Deci între 2 și 30. Și culmea că nu, nu nu ți trebuie un testosteron atât de ridicat ca să depui multă musculatură. Asta e iară o parte interesantă că e și un aspect genetic. Unii oameni funcționează foarte bine cu un testosteron scăzut în parametri normali, dar scăzut, iar alții care au testosteron foarte ridicat nu, neap nu neapărat depun mai multă masă musculară. Eu știu, tu știi, sper da. să, la un moment dat să fie cam în și pentru toată lumea. Bun. Și, deci nu era chiar rău. Adică după 11 ani, la vârsta de cât aveam? 2018, 34 de ani, 35, adică ar fi trebuit să fie un damage mai mare. Și da, am fost. Deci în toți anii ăștia am fost și la naționale, adică am făcut treabă am avut rezultate și vizual și pe scenă și analizele, adică totul era ok. Aș fi vrut așa să se meargă viața mea pe mai departe. Nu aș fi vrut niciodată să mai revin. Îți zic sincer, îmi luasem iar viraj în partea aia, nu neapărat militantă, cât mă identificam foarte tare cu chestia asta de fără substanțe și mesajul meu, dacă te uiți la toate videourile, ăsta este, indiferent ce fac eu, mesajul ăsta e. Și nu mai vreau să mai da face nici cu TRT. Știam că vine 50 de ani, 60 de ani și o să trebuiască, dar nu atât de repede. Bun. Și am găsit în, nu știu, în stările mele, în comportamentul meu, toate, deci bifam tot ce înseamnă low testosterone. Adică brain fog, nu mai aveam chef de antrenament, nu mă mai pompam, libido, totul, totul era bifat. Ce ani era asta din nou? Asta, asta era după ce mi-a revenit uh, uh, alergia și am stat șase luni pe deci cortizol. după biful nostru? După biful nostru. Aha. Probabil, probabil biful nostru a și cauzat chestia asta. Glumesc. <laughs> nu. Mă face aici să mă Așa. Așa. Și... Ar merge ca și uh, intro pentru, uh, pentru vlog. Da. Biful nostru m-a dus la TRT. M-a făcut să folosesc steroizi. Și uh, m-am dus la endocrinologie, m-am spus setul de analize, i-am explicat uh, doamnei endocrinologi despre ce e vorba și mi-a dat direct. Adică mi-a zis, da, clar, acolo, uite, analizele era, apropo, că mi-a făcut analize cu testosteronul scăzut. Deci, nu știu câtă lume știe, dar și natural, oricât de normal l-ai avea, dacă te pregătești de concurs, dacă disponibilitatea energetică, dietă și ce ai stocat pe tine e scăzută, e scăzută tu supra așa, ajunge jos. Da. Nu știu câtă lume înțelege cât de jos. Doi. Foarte jos. Doi. Da. Deci, doi. Doi. Castrat. Wow. Cineva de 90 de ani trebuie ar trebui să-l aibă atât. Da. Deci, doi. Dar nu doar eu. Sunt oameni cu phd uri sunt oameni care. Eu chiar sunt în zona asta, băgat cu bocanci și da. toți îl duc acolo, în zona de 2, 3, 4, acolo ajungem toți. În zona de concurs și eu am niște analize făcute a doua zi după concurs. Adică eu mi-am făcut worst scenariu. Să văd și -o cum arată de curiozitate. Și am da. în doi ani consecutivi analizele alea. Bun. Și N-am avut de ales. A trebuit să fac asta pentru că, deși nu mai voiam din punct de vedere, nu știu, al convingerilor să nu mai mă ating vreodată de substanțe de genul ăsta decât dacă trebuie, la cine știe ce vârstă, dezavantajul era imens. Nu mai puteam să. nu mai aveam idei, aveam brain fog, nu mai puteam să lucrez, nu mai puteam să fac nimic. Și în momentul. Depresie, care... anxietate anxietate, chestii de genul? semida, Adică da. nu mai aveam încredere deloc. Adică toate trăsăturile masculine dă volumul la minim. La revedere, toate. Am înțeles. Tot pompare, adică eu iubesc să mă antrenez. Și în perioada aia nu mai, nu mai puteam două antrenamente pe săptămână, nu mai pompam nimic, forță nimic. Deci totul rău. Și se vedea pe analize că era normal să fie așa. Și în momentul în care am început trt vreau să zic că am revenit la viață, am reînflorit Am avut cea mai productivă perioadă din viața mea, nu știu, timp de vreo lună, am postat un vlog pe zi. Adică puneam, făceam setup-ul și am început cu șase vloguri odată, 8, 10, 12, 16. Am filmat șase pe, pe săptămână. Pe zi. M-am pus, cum te pui tu acum pe scaun, am da. dat drumul la camere mi am făcut setup cu lumini și așa, și m-am ridicat de acolo doar când am terminat alea și aici pe vloguri. Adică m-a dus în zona cealaltă. Da, de extra adică există niște oameni pentru care chestia asta e must. E super benefică. Acum, cum este folosită, cum este marketată, cum o înțeleg oamenii, da. ce extrapolări fac ei, altă discuție de altă natură. Dar e mega benefic și, nu știu, cred că are și un stigmat. Tu cum o vezi din exterior, de exemplu, cultura TLT? Deci, o văd ca o chestie foarte utilă atunci când e aplicată medical. Da? Pentru că dacă te uiți în afară e, e și un pic de overhype pe zona de TRT în care sunt foarte mulți copii la propriu, care 20 de ani, nu ești o persoană matură, nu ai văzut multe chestii, nu ai experimentat multe chestii, te apuci să iei testosteron cu gândul că l-ai puțin scăzut, că ți duce spre 12 în analize pe ideea asta că, vai, l-am atât de scăzut că mi-e întrebe TRT acum, pur și simplu nu produce corpul testosteron și tu toată noaptea stai, treaz, bei, nu ai grijă de ce mănânci, nu, nu, ești productiv, nu, nu știu. Sunt mulți factori care îți afectează testosteronul. Da, în momentul în care producția ta naturală scade foarte mult, să zicem după vârsta de 40 de ani, eu o văd ca o chestie extraordinar de benefică, care poate chiar să-ți îmbunătățească nu numai calitatea vieții, că și longevitatea dacă e administrat în dozele optime, adică să te aducă pe tine la dozele pe care tu le-ai fi avut când aveai 25-27 de ani. Fiziologic. Asta înseamnă TRT. Da. Deci nu suprafiziologic, ci ce înseamnă dopaj. Dar sunt foarte multe nuanțe aici, inclusiv o să te șocheze probabil. Am vorbit cu oameni care aveau testosteronul borderline crescut, gen 28, care voiau să facă terete. Pentru că din lista de 10 efecte negative nu se regăseau, nu aveau vibe, nu aveau nu știu ce. Adică a fost marketată și a fost interpretată atât de greșit, de asta te-am și întrebat cum o vezi din exterior, din, de fapt din interior, că ești din interiorul fitnessului. Dar mi se pare că ar trebui explicată mult mai des și mult mai mult încât oamenii să înțeleagă că este o chestie medicală, ca și cum mai face insulină ca și diabetic. Da. Nu e un trend. Am, printre ultimele videouri este TRT, nu e moft. Sper că să vadă cât mai mulți oameni. Da, nu e, nu e. E o, e o chestie cu adevărat utilă, dar aș spune, în primul rând, dacă n-ai măcar 40 de ani, nu știu de ce te-ai uitat la chestia asta și nu ai avea o problemă reală, cum ai zis tu, să fie testosteron la un, 2, 3, atunci, da, înțeleg necesitatea, dar bă, ca să facem un pic de rezumat. Deci ai avut problema aia cu ulticaria, Așa, după care ai luat tratamentul respectiv, da. Ți-a scăzut foarte mult testosteronul, da. Așa, ai așteptat o perioadă să vezi dacă își revine în mod natural, da. Cam cât a fost perioada asta? Să zic, după ce am făcut prednisonul? Da. Cred că vreo două luni de zile. Două luni de zile, ok. Dar atenție, am încercat tot. Adică inclusiv grăsimile mai sus. Te gândești, de ce ar putea să scade testosteronul? Hai să fac chestiile care, așa, bun. Cobori stresul, supra antrenament, nici să te pune discuția să fie. Am încercat inclusiv. De aia nu sunt fan. Bine, e o anecdotă acum despre ce vorbim, nu e un studiu ce urmează da. să zic. Dar am încercat toate boosterele, am încercat steroli, am încercat tot ce e pe piață. Am încercat așvagan, am încercat tot, Maca și whatever se mai găsește, cu zinc, cu bor, cu orice, toate împreună și nu s-a făcut, n-a făcut nicio diferență. Deci am nu înțeles. se mai putea face nimic acolo și simțeam că nu, nu e, dar chiar și așa eram atât de investit în asta încât eram dispus pentru convingerile mele cumva să rezist. Dar am făcut bine că nu, nu cred că se mai putea face ceva, sincer. Am și înțeles. îmi pare rău că am ajuns acolo, zic sincer, zic sincer că îmi pare rău că am ajuns la trt ăla, mi-aș fi dorit să nu fie cazul, dar nu. Dacă aici s-a ajuns și E bine, e bine că l-ai luat administrat medical, că-l faci da. cu cap, adică eu, eu ți-am spus, eu văd un beneficiu în urma lui dacă e administrat medical, dar nu să-l faci după capul tău. E o mare diferență între medical da. și ciclu. E o da, mare cred. diferență. Cred. Deci se folosesc doze de, de 4-5-6 ori și mult mai mult de atât ca ciclu de bun simț, dacă vrei. Da, mă, adică, entry mai... level se folosește, față de recomandarea pe care l am primit-o eu, ori 5. Ca da. entry level, repet, adică antrenorii din zona asta care vor rezultate cu sportivii lor, direct acolo se aruncă. Am înțeles. Nu sunt de acord cu chestia asta, n-am făcut fan, așa ceva. Acum spunem, te rog, ce am acoperit veganismul, am acoperit partea asta de culturism, care e fascinantă și cu zona de, de steroizi. Cum ți se pare partea de creare de conținut? Pentru că și tu, la fel ca și mine, ai fost oarecum pionier în zona asta de fitness pe net și ai văzut cum a evoluat, și cel puțin în ultimii ani. Eu am observat o diferență foarte mare, cel puțin de la apariția TikTok-ului. Cum lucrurile au luat-o parcă nu într-o direcție bună? Sunt total de acord. Ce să zic? Am început să fac asta în 2016 uh -huh. și arăta altfel. Atunci Atunci se căuta informație, se căutau nuanțe, se căutau discuții. Puteai să ai succes cu un content care venea la pachet, cumva cu satisfacția profesională că ies să am oferit valoare. Uh -huh. Chestia asta a dispărut. Chestia asta nu mai e pe format lung. Da. Deci nu se mai caută informație, se caută diseminare, se caută, nu știu, nici mă, aș vrea să zic Entertainment, rezumat. Entertainment, poate? Entertainment, aș vrea să zic rezumat, de mult spus rezumat, că rezumatul se ocupă, nu știu, două minute, să zicem. Da, Numai nu mai să dai o idee în mai puțin de 90 de secunde. tagline nu știu, un titlu ca într-un ziar, ca într-un tabloid, cam așa ceva. Și nu mai rezonez. Și zilnic am discuții cu diversi prieteni de-ai mei care fac ceva asemănător și eu personal mă aflu într-o criză a creatorului, unde Deși am succes cu chestia asta, că am avut relativ succes unde reușesc să vin cu niște informații într-un timp scurt Este o necesitate, pentru că nu văd o alternativă la chestia asta Dar, dar cum ți-am zis și ție, vreau să iau un viraj total, chiar dacă o să fie doar pentru plăcerea mea, în a face din nou content lung Care m-a consacrat, dacă vrei Deci, prima dată am avut succes pe YouTube cu format lung Făceam video de 20-30 de minute, unde explicam teme mari Antrenamentul pieptului, punct. Dita mai tema Poți să da. de toate. Și făceai vizualizări mari atunci. Adică și eu când postam un clip de educație până la urmă, era mi ar ajuns 50, 100000 de mii de vizualizări. Da. R Rupea la vremea respectivă, vorbim aici 2017, 2018 până cred că în 2021, cam așa, cam atunci lucrurile au început să schimbe. Cred că cam de când YouTube a început să introducă partea asta de shorturi ca și competiție la, la TikTok. Și s-a schimbat foarte mult algoritmul în, ce sens pe YouTube, de exemplu, că YouTube practic a fost poster boy pentru partea educațională, a fost mereu folosit ca și un tool de căutare a chestiilor utile. Nu-ți mai apar acum chestiile la care ești abonat prima dată, îți apar ce vrea algoritmul să-ți dea. Și chestia asta cred că a afectat foarte mulți creatori. În partea cel puțin educațională, mi se pare că e o scădere foarte mare. Dacă nu faci ceva catchy, cu hook, ceva rapid, Îți scad foarte mult cifrele Îți zic sincer că nu mai rezonez deloc Nu știu cum să fac, să o ghidonez în continuare Încerc să găsesc varianta unde reușesc să livrez și ceva interesant Într-un timp util, într-un mod plăcut Încât oamenii să se uită, să le ofer și valoare, să-mi facă și mie plăcere uh -huh. Sunt atât de multe chestii de bifat în același timp Încât e foarte greu Deși, nu știu, TikTok-ul poate veni cu unele beneficii Să zic, a venit cu foarte multe dezavantaje a fost tiktok după care a venit Instagramul ul cu reels uh -huh. după care a venit YouTube Shorts, adică eu am trecut prin toate Prima dată YouTube format lung, după care TikTok, am rupt pe TikTok, m-am sunt trei 300 de minute, un an de zile, ceva uh -huh. de genul După ce, am de zile, se rugase la prieteni de mei, fă, 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 nu puteam să fac cât tip, era treaba de coreografii cringe uh -huh. Nu puteam să fac coregrafii cringe, când a devenit educație, când a devenit altceva, unde puteai să dai niște sfaturi despre flexii, despre tracțiune, whatever Am început să fac conținut. Da, nu o să găsim clipuri cu tine dansând dacă au zis destul de mult. A, cred că... acolo. Da, da, da. Și la un moment dat am realizat că algoritmul Instagram te premiază foarte mult pentru reels-uri, Lucru care a rămas în continuare valabil. Dacă voi poze, nu știu dacă merg la fel de bine. Eu știu cum Instagram-ul tău, dar al meu nu mai premiază poze mm -hmm. deloc. Și atunci am pus TikTok-urile ril. Și a mers foarte bine. 50.000 în câteva luni de zile. După care iarăși s-a oprit pur și simplu. Așa s-a oprit robinetul. Așa. După care a început YouTube Short, pe care nu l-am luat în serios absolut deloc. Și am început să poți acolo. Și acolo iarăși s-a deschis robinetul. Da. Și acum, în momentul de față, în mod paradoxal, cel mai bine merge YouTube Short. De departe Interesant. cel mai bine. De departe cel mai bine. Același content, în format scurt, le editez, la sub un minut, ca să -mi intre și acolo, și acolo, și acolo. Mm -hmm. Și când fac o comparație, YouTube Short merge de departe cel mai bine. Dar, repet, doar în momentul de față, nu consider că fac ceea ce îmi place. Încerc să ofer niște valoare, ca noi toți care facem chestia asta, dar pasiunea mea ar fi să reușesc să fac din nou să meargă la nivel de 2017 formatul lung. Asta ar fi visul meu. Sper să-mi Păi nu știu, poate te uiți la inspirație cum ce a făcut Sam Sulec. Mi se pare că e un counter culture ce face Sam Sulek în momentul de față. Adică totul e super cu b este super editat, super colorizat, nu știu, îl ce să faci cât mai engaging, iar el e așa și nu-i pasă. Pentru că el e personaj. Nu cred că merge rețeta aia pentru toată lumea. Habar mm -hmm. n-am. Nu știu ce să zic. Uh, face și video de 40 de minute. Nu e nici ca nici măgar. Nu e nici podcast de două ore. Da. Nu e nici format scurt unde faci un scurt rezumat. Nu știu ce se poate promuta și de unde. O pe tine, pe tine nu te sperie chestia asta cu ai care vine foarte tare din urmă? Cel puțin ca și creator de conținut. Pe mine, pe mine sincer, mă îngrijorează puțin. Mă îngrijorează, de acum când au dat drumul la, la cea GPT la Sora, am, am văzut ce clipuri poți să faci. Deci, practic, bagi un text și îți dă o generare instantanee a textului respectiv, ca și video, și îți-l dă cu lumini, cu umbre, cu tot, exact așa cum ar fi în viața reală, e foarte aproape de realitate. Și stau să mă gândesc cât o să dureze până când o să luăm fețele noastre cu o înregistrare, îl punem frumos acolo, punem un audio cu vocea noastră și o să-i zicem exact ce să facă și o să fie. Foi asta. Sincer, nu m-am dus până acolo că să-mi bat capul foarte tare cu chestia asta. Consider că și dacă și vor face cu siguranță și la partea de creație, de text, de muzică, de orice, de versuri, adică mult mai ofertant decât orice ce poate mintea umană să facă, îți dai seama, dar eu consider că în continuare ne vom raporta la alți oameni. Ne interesează cum se îmbracă la ce face la ce mănâncă la chestii de genul ăsta și acolo. Cred că în continuare oamenii vor rămâne influencer și nu te va interesa ce face un AI sau un, nu știu, un, un robot umanizat pe bază de silicon, poate adică consider acolo zona asta și va exista un counter culture 100%. Adică pendulul pleacă spre ceea GPT și încă se duce și se va aduce mult timp, dar da. 100% va veni un counter culture și la chestia asta, unde oamenii nu vor, nu vor vrea deloc să aibă de-a face cu chestia asta. Unii. Da, îți înțeleg argumentul. Eu cred că nu poate fi oprit nu totuși. Poate fi opriti, adică vine puternic și stau să mă gândesc că o să dureze până când toate rețelele astea de socializare o să folosească AI-ul așa, sistematic, la orice chestie. Adică sunt sigur că deja, deja, e băgat în sistem, dar funcționează, e încă dat pe minim. Hai să spun cum l-am folosit eu. Așa. Am un prieten mega pe tech, adică mult, așa. mă terorizează. Cu folosește, folosește, mi-am făcut abonament, mi-am instalat plugin-uri, chestii, inclusiv mi-am luat cum se numește, doamne, ChatGPT, are un plugin Scholar, ceva de genul. Așa. Unde Îți poate face un sumar al studiilor pe tema respectivă. și zis, Băi, mai simplu așa, da. mai simplu așa, nu e, nu e foarte exact. Adică încă ghidonează, încă, e, uh -huh. încă face niște chestii la nivel de narațiune. Uite, am întrebat ceva super simplu. L-am întrebat, zi -mi, te rog, dieta lui Lee Haney. Îți dau un exemplu, un culturist de Olympia. Da, așa. olimpia așa. Și mi-a venit înapoi cu o narațiune. Uh -huh. Adică mi-a venit cu un dietary pattern de culturist și am zis de unde ți-ai făcut temele, zi-mi te sursa. Sursa că nu știu ce, zic bun. Uh, nu mai ține cum l-am ghidonat eu și l-am făcut să recunoască, chiar am postat și la story, l-am făcut să recunoască că de fapt n-ar avea informații exacte și că umplea el de fapt golurile pe unde, pe unde nu știa. Deci eu consider că mai are progres de făcut, mai era o zonă cu care am lucrat, era cu infografice. Îi băgam niște date, cerea infografice și făcea niște aberații. Mm -hmm. n Nu avea nicio legătură. Adică e foarte, foarte la început. Da, da. Cu așa cum ai spus și tu, suntem foarte la început. Da. Adică chestia asta nu poate decât să avanseze și să avanseze exponențial în punctul ăsta. E posibil să dispară ceea ce facem noi acum și să ne uităm peste câțiva ani de zile la o discuție da. între ei uri Păi măcar am adus-o la pace. <laughs> măcar atât. <laughs> noi am obținut ceva. Urmează pe viitor să vedem bifuri între ei, cum ar fi asta. Da, Mamă, chiar, 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 cum ar fi? Păi ar fi, pentru că îi dau personalitate. Da. Și ar fi conflict. Și urmăritorii lui ai scriu, ăsta, uite ce ai să la despre tine și să face un crossover. Marius, cred că am trecut prin foarte multe topicuri. Mă bucur sincer că ai venit la invitația asta. Adică, sincer, o aveam, o aveam pe suflet că s-a întâmplat. Nu cred că mi-am dorit să se ducă în extrema aia. Nu știu ce a fost la vremea respectivă cum a zis și la început, nu cred că nici, cred că nici tu nu ești mândru neapărat de cum s-au dus lucrurile, dar mă bucur că ai venit, mă bucur că am putut să ajungem la niște numitori comuni și sunt sigur că o să ne mai auzim. 100% ai. și vreau să-ți mulțumesc, nu doar pentru invitație, dar și dacă la vremea respectivă, nu știu, a fost ușor dureros, mai... am învățat multe de la tine și de atunci, prin faptul că ar trebui să-mi fac temele mai bine, ar trebui să fiu un pic mai sceptic și am făcut chestiile astea de-a lungul și cred că progresul, nu știu, L-am făcut, eu personal consider că l-am făcut, dacă se vede din exterior sau nu, dar oricum am învățat să argumentez mai bine, să fiu mai sceptic, să învăț mai mult Deci am luat multe lucruri pozitive și nu ți-am purtat pică în toți anii ăștia Când ne-am întâlnit, consider că am întâlnit cu un cliente vechi, nu știu de ce Bă, nu știu, a fost o interacțiune foarte naturală de la bun început, adică n-am avut niciun emoții dintre noi, pur și simplu ne-am strâns mâna Am zis, bă, hai să o dăm la pace și aia a fost Adică oamenii de acasă poate să gândesc că a fost vreo chestie din asta, nu știu, cu scântei Nu, a fost foarte Cre cel Cred că cea mai mare valoare ar fi aici că așa se face Da Deci ăsta e un exemplu de așa, da Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație Apreciez mult Baftă mult Ne vedem într-un nou episod data viitoare Încă o dată mare mulțumesc